Misterul trenului de aur, de Edgar Wallace. 2. Capitolul 6. Kate face o vizită în apartamentul lui Michael. La ora 9:40 mă găseam la Sebo. Restaurantul era plin de vizitatori și printre ei era și Mr. Reginald Boltover, însoțit de o tânără fată care se dădea drept Vera Fleming, dar al cărei nume era în realitate Kate Westhanger. La ora 9:52, un italian anume Emilie Tolmini, angajat ca chelner la Sebo, făcu o tentativă de omor contra Katiei Westhanger. Gestul său fu însă zădărnicit și el fu arestat. În timpul luptei, în timpul căreia a fost dezarmat, el fu ușor rănit și obținut permisiunea de a se duce până la bucătărie pentru a-și pansa rănile. Cu regret, trebuie să admit că a reușit să evadeze. El fusese condamnat la suspendarea drepturilor civile și făcuse odată parte din Crime Street. El voise să se răzbune pe tânăra fată pe care o acuza de a-i fi adus un prejudiciu real sau imaginar. N-am vrut să-i destăinuiesc domnului Boltover adevărata identitate a însoțitoarei sale. A doua dimineață i-am făcut o vizită în apartamentul său din Piccadilly, sub pretextul de a-i cere unele lămuriri referitoare la tentativa de omucidere la care asistase. Am descoperit atunci că a fost prezentat tinerei fete într-un teatru unde făcea repetiții în calitate de dansatoare. Ea combinase cu siguranță astfel încât acest fel de prezentare cu un scop pe care nu-l cunosc. El este un om foarte bogat pe care ar trebui să-l previn până în cele din urmă. Pentru un moment îmi iau răspunderea de a nu-i spune nimic. Michael Preterston își semna raportul, îl îndoi și îl puse într-un plic oficial adresat șefului său. El a avut norocul să-l întâlnească pe acest eminent personaj pe când intra la Scotland Yard în momentul când tocmai ieșea de acolo. Bine ai făcut, spuse RTB după ce citi raportul. Mă întreb ce urmărește ea, dar aș avea chef să însărcinez pe cineva în mod special cu această chestiune. Atunci pe mine, spuse Michael cu promptitudine. RTB se strâmbă, ești mult prea valoros pentru o astfel de chestiune, care ar putea foarte bine să nu fie decât un roman de dragoste al unei dansatoare. Kate nu este dansatoare, spuse Michael, și dacă este amestecată în această afacere, atunci înseamnă că ea este de talia lui, deci de a mea. Șeful său se gândi o clipă. Foarte bine, spuse el în cele din urmă, ocupă-te tu de această afacere, dar atunci o vei face singur căci am nevoie pentru un moment de toți oamenii mei. Vezi să rămâi în legătură cu mine. Nu ne-ar ajuta la nimic să băgăm acum spaima în ei, căci dacă banda aceea pregătește o lovitură, nu-i nevoie să le atragi atenția asupra dumitale. El ezită din nou. Blestemată Kate, spuse el, sper că ai dat semnalmentele negustorului de maroane. În ochii lui TB, criminalii meridionali erau negustori de maroane. Michael dăduse semnalmentele. Ei bine, spuse el, îți doresc noroc bun și fii însă cât se poate de prudent. După plecarea lui Michael, TB opri un polițist care tocmai trecea. Bar, dumneata este omul de care am nevoie, spuse el. Urmărește-l pe Preterson și nu-l slăbi din ochi. Îți poți alege și un loc țiitor. Bar salută și se grăbi să-și îndeplinească datoria. Michael plecă cu inima ușoară. Acest fel de afaceri erau din acelea pe care le prefera cel mai mult. El nu-i destăinuise șefului său toate bănuielile sale. Jocul lui Kate era într-adevăr jocul cel mare. Aventuriera de mare avengură ce era se pregătea probabil să bată recordul marilor înălțimi. Aceasta era cel puțin părerea lui. Trebuia să fie o legătură oarecare între luna pe care și-o petrecut-o la Lordul Flentenborough și bunele intenții pe care le întreține cu regii Boltover. În timp ce reflecta și du seama că ea trebuie să fi combinat cunoștința ei cu regii Boltover, în timp ce locuia încă la Lordul Flentenborough. El crezuse la început că ea își avea reședința la Lord, dar în urma verificărilor făcute își dădu seama că a greșit. Dovada a avut-o în
urma unor discuții telefonice cu pivnicerul lordului Flentenborough. Tânăra fată, în timpul șederii sale la Felton House, ieșea în fiecare după amiază la ora 4. În urma unei scurte anchete pe lângă directorul teatrului, el află că Kate a lipsit de la toate repetițiile matinale și una singură după masă. Nu i-a fost greu lui Michael să reconstituie activitatea ei în acest domeniu. Tânăra fată, grație spionilor ei, trebuia să fie aflat că Boltover avea un prieten, care curta pe una din dansatoarele teatrului. Ea intră de asemenea ca dansatoare acolo, pentru a se împrieteni cu acesta din urmă și de a face din ea intermediara neștiutoare, mulțumită căreia ea a putut face cunoștință cu regii. Detectivul era convins că această cunoștință n-a fost o simplă întâmplare. El o urmărea pe Kate prin toate ocolurile manevrelor ei. După masă, el îl vizită pe regii la biroul său. Întreagă-ți spus, această cameră seamănă în același timp cu o expoziție de artă și cu un budoar. Interesele teoretice ale lui regii erau multiple. El dirija peste 12 consorții pe care tatăl său, om muncitor, le-a creat spre profitul său. În practică, el cunoștea prea puțin despre fiecare afacere, avea chiar unele despre care nu știa nimic. Vreau să sper că doamnei nu i-a fost prea frică, spuse Michael cu o falsă îngrijorare. O, nu, acea doamnă nu s-a temut, desigur că nu, spuse regii, în timp ce clătină capul afirmativ. Nu, nu i-a fost frică, desigur că ar fi fost altceva dacă ar fi fost singură. Bineînțeles, aprobă Michael. Nu, nu i-a fost frică, spuse Mr. Boltover. Într-adevăr, a fost foarte liniștită, remarcabil de liniștită. N-am văzut nici când o persoană atât de liniștită. Dacă o veți vedea, vă rog să-i comunicați că am trecut pe aici pentru a mă interesa de ea, spuse Michael. Desigur, desigur că îi voi transmite și, adăugă după un moment, când o voi revedea. Ea părea atât de interesată de tot ce îi povestiți. Scuzați-mi indiscreția. Aveți dreptate, spuse regii imediat. Aveți dreptatea pe deplin. Pe ea o interesa totul. E atât de plăcut să te întâlnești cu oameni pe care să-i intereseze preocupările tale, continuă cu naturalețe Michael. Mie personal îmi place grozav ca să se intereseze cineva de activitatea mea. Dar dumitale, mie de asemenea, răspuns alarmat Boltover, ca și cum simplu fapt că cineva ar putea să nu se intereseze de afacerile sale, iar provoca o indiscreție de nedescris. Cu mine e absolut același lucru, desigur. Bineînțeles, spuse surâzând Michael, ea n-ar putea înțelege toată complexitatea grozavă a întreprinderilor dumitale. Ei bine, ezită celălalt, nu știu, nu sunt sigur. Este o fată foarte inteligentă. Ei vorbeam tocmai despre afacerile mele când s-a întâmplat acel neplăcut incident. Ei bine, ea era după aceea tot atât de liniștită ca înainte și urmă discuția începută despre afacerile mele, vreau să spun. N-am văzut niciodată atâta sânge rece. Tocmai astăzi am vorbit cu unul din administratorii mei și el spunea de asemenea că este un remarcabil exemplu de sânge rece. Da, și chiar pe când o conduceam acasă, îmi mai vorbea despre dânsa și despre alte lucruri. Bunicul ei este un om foarte bogat, un mare financiar. Nici n-am știut-o. Michael ar fi putut să spună că și el de asemenea nu știe nimic despre asta, dar nu voia, printr-o întrerupere lipsită de tact, să oprească firul elocinței domnului Boltover. O persoană cu adevărat inteligentă, continuă Mr. Boltover. Da, bunicul ei este un om foarte bogat. Ea crede că el ar putea să ne scape de o afacere care ne încurcă. Am fost foarte mirat. Ea personal, desigur că n-are bani, căci astfel n-ar dansa într-un music hall. Dar poate am fost indiscret, întrebă el plin de teamă. Dumneata poate că nu știai că este dansatoare. Ba da, am știut, spuse surâzător Michael. N-ai trădat niciun secret, domnule Boltover. Cât sunt de fericit, spuse celălalt ușurat. Ce spuneam? A, da, vorbeam de bunicul ei. Cred că aș putea să-i cedez aceasta. Nu pot suferi să mă despart de întreprinderile mele. Noi am refuzat deja un mare număr de oferte acceptabile. Vedeți, e un sentiment ciudat.
Dar poate că nu e o afacere tot mai interesantă. Chiar așa spuse Mr. Boltover. Nu este. Oricum ai lua-o și cu toate acestea nu ne putem hotărâ să ne despărțim de ea. Bineînțeles, spun o mulțime de lucruri urâte despre ea oamenii care vreau să-mi cumpere această uzină și povestesc mereu grozava istorioară cu nebunul. Ah! Dar nu-i decât o poveste, o născocire pur și simplu. Michael nu auzise niciodată grozava istorioară cu nebunul. Singurul lucru care îl interesa să afle era aceea ce vrea să cumpere Kate, dar în legătură cu acest subiect fu decepționat. Mr. Reggie Boltover nu era un om de afaceri remarcabil, dar un lucru totuși a învățat și încă bine, arta de a tace. Respectabilul său tată l-a tocat destul la cap cu următoarele cuvinte. Dacă nu vei deschide niciodată gura, Reggie, nimeni nu va ști vreodată că ești un măgar. În orice caz, Reggie urma cu sfințenie acest fapt în afacerile sale. Care erau proiectele tinerei fete? Michael era încurcat. Lucru curios, cea mai simplă explicație nu-i trecut prin minte, sau dacă i-a venit, a fost pentru a o neglija imediat, fără ca nici măcar să o mai examineze. El nu și-o putea închipui pe Kate, măritându-se cu acest imbecil tânăr, oricare ar fi profitul pe care l-ar avea în urma acestuia. Kate căuta aventură, nu banii. Acest lucru o caracteriza. El o întâlnise pentru prima dată pe când era la serviciul de contraspionaj. El se ocupa atunci de misterioasa dispariție a unei valize diplomatice, pe care aducătorul ei, în timp ce traversa canalul Mânecii, o ținea tot timpul de mânerul său. Michael s-a ocupat atunci de Kate, dar a judecat-o puțin cam prea superficial. N-a fost decât ceva mai târziu că inspectorul și-a făcut o adevărată idee despre tânăra fată. În urma altor evenimente ce s-au mai întâmplat, apoi el își modifică oarecum această apreciere cu o ocazie a afacerii Muranic. Casa de fier a fost forțată și 25 depozite de diamante au fost furate. A arestării colonelului Westhanger, care i-a urmat, dar și nu și-o schimbă în întregime. Michael locuia într-un apartament dintr-un mare imobil din Baker Street, apartament mult superior situației sale de inspector de poliție. El poseda într-adevăr câteva mici rente, cei proveneau din moștenirea bunicii sale. Cum nu era prea pretențios și avea puține cerințe, putea să-și permită luxul de a locui cât se poate de confortabil. El s-a înapoiat acasă, puțin înainte de ora 8, mirându-se când întâlni în holul imobilului pe servitorul său, Berston, care se grăbea să plece. Ei bine, Berston, unde te grăbești în halul ăsta? Întrebă mirat Michael. Celălalt îl salută cu veselie. Mă duc la teatru, domnule. Vă mulțumesc din suflet pentru bilete. Bucătărea sa a plecat acum 10 minute și eu am întârziat puțin pentru a pune masa la punct. Va să zic că bucătărea sa a plecat acum 10 minute, spuse Michael. Foarte bine. La ce oră ați primit biletele? Acum un ceas, domnule, printr-o scrisoare expres. A fost prea gentil din partea conașului de a telegrafia pentru a ne preveni. Michael râse amuzat. Mirarea dumitale, Berston, mă supără. Nu procedez oare întotdeauna așa? Dar spune, numele dumitale a fost corect scris? Mi se pare că da, spuse surprins Berston. El se căută prin buzunare și scoase telegrama. Vă trimit două bilete, teatru pentru astă seară. Nu mă întorc până mâine. Preterston. Telegrama a fost expediată din biroul din Strand. Berston se neliniști. Sper că nu s-a întâmplat nimic, domnule, întrebă el cu grijă. Desigur, spuse Michael, bine dispus, nu trebuia să mă așteptați. Mă urc doar pentru o clipă și cobor imediat. El se urcă până la apartamentul său, deschise ușa și o închise cu băgare de seamă în urma lui. El se îndreptă direct spre biroul său, trase perdelele, închise obloanele și aprinse lumina. Apoi telefonul la Scotland Yard. Alo, brigadierul Pierce? Întrebă el. Am vreo telegramă? Da, domnule, spuse brigadierul. Michael zâmbi. Vrei să fii bun să o deschizi și să mi-o citești? A fost un moment de liniște, apoi se auzi vocea brigadierului. Inspector Michael Preterston, Scotland Yard. Vino cu primul tren, te aștept, Adelphi TV.
Locul expediției este Manchester, nu-i așa? Da, domnule, la ora 3 și un sfert. Șeful este la Manchester? Da, domnule, a plecat azi dimineață. E în regulă, spuse Michael. Mulțumesc foarte mult, brigadier. El închise telefonul. Totul era clar. Ceea ce îl mira mai mult era faptul că Kate era atât de bine informată de acțiunile și gesturile lui D.B. Smith. Ea a trimis după toate probabilitățile pe un om de-al ei cu același tren și a încredințat o telegramă cu indicația exactă a orii când trebuia expediată. Da, totul era limpede și totuși exista un punct negru care îl frământa, implicarea întâmplării, ceea ce nu era felul în care proceda Kate. Cum de nu l-a nimerit ea la Scotland Yard? El se întorsese la telefon și ceru din nou pe brigadierul Pierce. La ce oră a sosit telegrama? Brigadierul se scuză. A fost o greșeală regretabilă, domnule. Telegrama a sosit încă pe când erați aici. Trebuia să vă fie adusă, dar nu știu din ce motiv agentul a uitat-o. I-am și tras săpuneala meritată. Bine, mulțumesc, spuse Michael ușurat. Acest sentiment cu adevărat curios nu știu, îl putea explica. Era bucuria pe care o resimțea toreadorul când își dă seama că taurul e curajos și deci va fi o luptă interesantă. Era satisfacția vânătorului căreia o vulpe isteață iese înainte din vizuină. Michael dorea ca tânăra fată și extraordinara ei organizație să fie din toate punctele de vedere perfecte, pentru ca victoria sa să fie cât mai completă. El se uită la ceas. Era ora 8:05. El știa că mosafirul său va aștepta cel puțin un ceas după plecarea servitorilor și el vrea să întrebuințeze acest interval într-un fel cât mai util. El început să scrie repede pe un bloc, rupând paginile pe măsură ce le scria, când auzi zbârnuind soneria de la ușă. Trecuse mai bine de un ceas de când se pusese pe lucru. El stinse lumina, se duse în vestibul, își scoase deja pantalonii și ascultă. Acela care trebuia să vină și-a trimis un cercetaș pentru a se asigura că nu-i nimeni în apartament. Din nou s-a auzit soneria. Michael nu s-a mișcat. Pentru a treia și ultima dată se sună. Detectivul se îndreptă fără zgomot spre fereastră și se ascunse în dosul perdelelor. El lăsase deschisă ușa biroului pentru a putea auzi tot ce se petrece în apartament. Și-au trecut 10 minute până auzi un ușor zângănit, ce-l făcu vizitatorul când sparse broasca. El știa că biroul va fi ultima cameră în care va intra vizitatorul și bănuiala se adeveni. 3 minute trecură după calculele sale, apoi razele luminoase ale unui lemn de buzunar fură îndreptate cu precauție spre perdelele ferestrei. Raza alunecă încet pe parchet până ce atinse draperia. Printr-o găurică făcută în stofa groasă, Michael observa toate mișcările. Raza se stinse, odată cu aprinderea comutatorului. Se auzi un mic zgomot și camera se ilumina. Tânăra fată care stătea în fața biroului era sobru îmbrăcată și nu părea deloc grăbită. Ea își scoase încet mănușile în timp ce examina biroul acoperit de hârtii. O jumătate de duzină de hârtii atrăseseră atenția. După ce își scoase mănușile, ea luă hârtiile în mână, trase fotolul și se așeză. Ea citi cu atenție dintr-un capăt în altul notițele scrise. Odată chiar surâse. După ce termină, le puse la loc pe masă, se rezemă de scaun, privi în jurul ei și spuse: „Ieși odată, Mike.” Michael ieși din ascunzătoarea sa, fără să fie de fel încurcat. „Am fost cam decepționată”, spuse ea, „de relatarea evenimentelor de la Sebo, când am înțeles că n-au putut fi scrise decât cu câteva minute înainte. Ai uitat să usuci ultima pagină și cernala mai era încă umedă.” I-a trecut degetul peste hârtie pentru a-i dovedi că avea dreptate. „Pentru ce nu ești la Manchester?” întrebă ea. „Iată o întrebare demnă de dumneata”, spuse el plin de admirație. Această uimitoare întrebare îi tăia aproape respirația. „Mi se pare că ți-am luat fotoliul”, spuse ea. „Nu face nimic.” El se așeză pe canapea. „Și acum spune-mi totul, dar înainte de a merge mai departe”, spuse el ironic,
Poate găsești că nu se cade să fii singură cu un bărbat. Nu te obosi degeaba, răspunse ea. A venit cu cineva, dar nu la mine, sper, spuse el prefăcându-se alarmat. Am încredere în dumneata, Kate, dar ideea că una din pușlamarele dumitale de prieteni se află aici nu-mi poate face nicio plăcere. Ea își deschise poșeta și scoase din ea o tabacheră de aur. Ea o deschise și luă o țigare. Desigur că dumneata nu vrei una, nu-i așa? Nu, dintre alea dumitale. Cati, spuse el cu rezervă, voi fuma dintre ale mele dacă nu ai nimic de obiectat. Ești cam nepoliticos, spuse ea încruntându-se. Mai bine nepoliticos și precaut decât politicos și să cazi într-o cursă, spuse el cu înțeles. Când ai de-a face cu escroci inteligenți, trebuie să fii întotdeauna în gardă. Ea râse și îl privi cu curiozitate. Mă întreb ce te îndemna să devii polițist. Natura, răspunse el prompt. Ea păru mirată. Nu înțeleg spiritul dumitale. Natura oferă fiecărei ființe mijloacele ei de apărare. Stridiilor ea le dă carapacea, tigrului ghearele sale, sebiei punga ei și rechinului dinții săi. Natura creează întotdeauna antidoturi. Pentru criminali stupizi vei găsi polițiști stupizi. Când însă criminalii sunt inteligenți, natura furnizează poliției un detectiv de o inteligență excepțională. Am devenit polițist pentru a executa ordinele oarbe ale providenței. Ea îi râse în nas. Este atât de plăcut să discuți cu un om inteligent, spuse ea. Desigur, unii dintre prietenii mei sunt deștepți și unchiul meu are înclinare pentru filozofie. Numai că el vede doar o singură latură a lucrurilor și eu cred că trebuie să le cunoști pe amândouă. Ai posibilitatea de a cunoaște părerile contradictorii despre oricare lucru, în afara crimei, spuse ea. Dacă crezi în teoriile lui Darwin, ai posibilitatea de a întâlni adversari inteligenți, care îți vor da replica. Dacă crezi în știința creștinismului, vei avea în fața dumitale teosofii. Și chiar dacă ești un adept convins al monogamiei, vei putea întâlni un mormon care îți va susține o opinie contrară. Doar în criminologie există o singură prejudecată, opinia banală a omului mediocru, care ignorează totul în această chestiune și care nu concepe geniul absolut necesar existenței criminalului. Dacă acesta nu vrea să lase în urma lui o groapă mare, care va arăta că pe acolo a intrat, și o altă pentru a demonstra că pe acolo a ieșit. Iată pentru ce îmi place atât de mult să vorbesc cu dumneata, Mike, spuse ea cu sinceritate. Această apreciere mi-e tare plăcută, spuse Michael, dar găsesc ciudat un entuziasm care îl forțează pe admiratorul meu să-mi violeze domiciliul și să-mi fure cele mai intime gânduri. Am vrut să știu ce gândești despre mine, spuse ea. Deși, în principiu, aș fi trebuit să știu că nu-ți lași notițele răvășite pentru că eu să le pot citi, continua pentru a se scuza. Cu toată sinceritatea, admit că nu m-am așteptat să găsesc raportul dumitale pe birou. Am venit pentru a deschide aceasta, spuse ea, întorcându-se spre o mare casă de fier care se găsea într-un colț al camerei. Ea schimbă deodată discuția. Mai văzut noaptea trecută. La Sebos? Da, te-am văzut. Ce gândești legătură cu această chestiune? Cred că ai fost cu vorbărețul Mr. Boltover pentru motive cunoscute de dumneata singură, spuse el tacticos. Ce spui? Ce orator este el? Admise ea. Totuși este un bărbat cu adevărat bun. Dumnezeu nu i-a dăruit minte și nu e frumos să-ți bajuc de defectele cuiva. De ce ai fost cu regii? Întrebă el din nou. Cât ești de încăpățânat, spuse ea râzând. Ea se sculă și începu să se plimbe prin odaie, examinând titlurile cărților din bibliotecă. Cât de mult îți place literatura catolică, Mike? Iată chiar un Tennyson. Vei găsi și poemele lui Browning pe undeva, spuse el lipsit de amabilitate. Asta mai merge, ea surâse. E foarte plăcut aici. Exact așa mi-am închipuit eu locuința dumitale. Ea privi o carte pe a cărei copertă erau inițialele universității. Poftim, ai urmat la aceeași universitate ca și unchiul meu.
otrava și antidotul. Nu ești gentil cu unchiul meu. E un bolnav. Crima este o boală la el. Și la dumneata, întrebă numai decât mai cu o fantezie, este o minunată senzație. Ea puse cartea la loc și îl privi. Nu-ți poți închipui ce înseamnă asta. Să pregătești un plan și să-l realizezi. Să umpli câteva coli de hârtie cu scrisul tău și în urmă să culegi consecințele acestui act. Să vezi mii și zeci de mii de lire sterline trecând dintr-o mână între alta, să știi că oamenii fac lungi călătorii, că trenuri speciale sunt puse în funcțiune, că telegramele zbârneie de-a lungul continentului, că zeci de detectivi străluciți încearcă zadarnic să nimerească ceea ce 20 sau 30 de linii scrise de tine însuți au făcut. Nu voi uita toate acestea pentru depoziția mea, spuse Michael degajat. Tânăra fată nu-și dădu aere. De aceasta era convins. Ochii ei mari cenușii străluceau. Figura era iluminată de văpaia gândurilor ei. Vocea ei avea alt timbru. Ea era exaltată, transfigurată la gândul posibilităților la care puteau ajunge datorită creierului ei. Pentru ce ai fost cu regii? Întrebă el din nou. Strălucirea ochilor îi se stinse, ea își reluă înfățișarea normală. O, am vrut să-l buzunăresc, spuse ea în bătaie de joc, sau nu, am găsit ceva mai bun. Am vrut să mă mărit cu el. El prețuiește 2 milioane de lire sterline. Nu te vei mărita niciodată pentru bani, spuse Michael. Ce te faci să crezi asta? Întrebă ea interesată. El ridică din umeri. Stima pe care o am pentru dumneata. Poate mă înșel. Nu mă voi mărita niciodată, spuse ea hotărâtă. Nu sunt făcută pentru căsătorie. Urăsc bărbații, îi urăsc chiar așa de mult că simt o adevărată plăcere să le sustrag singurul lucru pe care îl iubesc ei cu adevărat. Banii. Cunoști rația hoților de drumul mare, să fure pe cel bogat și nu pe cei săraci. Ei bine, eu fur doar de la bărbați și niciodată de la femei. Asta vrea să zică că devalizez pe cei ce au bani, spuse Michael. Nu e prea grozavă teoria dumitale. Nu, dar mă satisface din plin. De altfel, mă gândesc să fac una din zilele acestea un expozeu în fața tribunalului. Pentru ce ai fost cu regii? Întrebă el. Cât de monoton ești, răspunse ea râzând. Ei bine, am vrut să obțin unele informații. Din nou ochii străluciră, iar obrazul ei se lumina. Am să-ți mărturisesc ceva, Michael Preterstone, spuse ea, să luptăm cinstit. Sunt pe cale să reușesc o lovitură mare. Voi comite cel mai îndrăzneț furt pe care vreodată lumea să-l fi cunoscut. Pentru aceasta am fost cu regii. Tot pentru aceasta mi-am impus tortura plicticoasei tovărășia lordului Flendenborough. I-a bătut din palme ca un copil. Este o lovitură mare, Michael, dar plină de complicații. Ea necesită comori de strategie și o voi scoate la capăt, sub ochii dumitale. El se sculă dintr-o săritură și întinse mâna. De acord, Kate, spuse el. Va fi o aventură palpitantă pentru amândoi și sper că până la urmă să ies victorioasă. Dacă o câștig, voi putea în viitor să obțin tot ceea ce voi dori. Dacă vei câștiga dumitale, sunt aranjată, spuse ea surâzând. Te văd deja apucându-mi în brațul și împingându-mă în celulă, continuă ea. Te văd deja stând jos în fața curții îmbrăcat într-un costum maro, nu, albastru, ținându-ți pălăria pe genunchi și examinându-mi înfățișarea din banca acuzaților. Un zâmbet trecut peste obrazul bărbatului. Ești un mic demon, bombăni el. Nu la asta m-am gândit. Atunci la ce te gândești? Întrebă ea cu ochilari deschiși de mirare. Să mă însor cu dumneata, răspunse el. Ea îl privi amuzată. Nu ești în toate mințele, nu-i așa? Da, de unde o știi? Cerule, să mă mărit cu dumneata, exclamă ea plină de oroare. Ai putea să o nimerești mai rău, zise el surâzând. Ai putea să-mi spui ce ar fi mai rușinos și mai înjositor decât să te măriți cu un polițist? Da, să rămâi fată bătrână și să crești pisici. Apoi, schimbând subiectul, ești liberă acum să faci ce dorești. Desigur, aprobă ea, ți-am dat un scop pentru care să trăiești.
Poate, spuse el liniștit și deschise ușa. El o conduse până la poarta de intrare. Am o datorie față de dumneata, îi spuse ea în pragul ușii. Fără de intervenția dumitalei, italianul ar fi pus capăt unei cariere pline de promisiuni. Este cea mai neînsemnată dintre toate, spuse el. Noapte bună, Kate. Nu ți-e frică să te întorci singură la această oră? Ea se strâmbă la el și coborâ ușor scara. Ieși pe stradă, dar nu făcu mai bine de doi pași, că o mână îi cuprinse brațul. Scuzați-mă, spuse o voce. La lumina unui felinar, ea recunoscu pe detectivul de la Scotland Yard. Înainte ca ea să protesteze, se auzi o voce de sus de pe balcon. Era Michael. Dă-i drumul, brigadier, îi strigă el. Am uitat că ai o doică pentru a te păzi, Michael. Își pătuia joc de el. Noapte bună, scumpă prietenă, spuse vocea de sus de pe balcon. Rușinată, tânăra fată resimți un sentiment cu totul nou. Pentru omul care îi vorbea, sentiment pe care, cu instinctul ei de femeie, nu întârzie să-l lămurească. Kate Westhanger roșii pentru întâia dată în viața ei. Capitolul 7. De necrezuta eleganța prințesei Bekevski. O serată avea loc la lordul Flandenborough. Acesta era un om meticulos și se pregătea cu câteva săptămâni înainte de a invita musafirii. Nu era deci de mirare că el se înfurie când fiica sa, în ultimul moment, îl rugă să facă o schimbare în proiectele sale. Scumpa mea Moia, îi zise el indispus, nu spune absurdități, după cele întâmplate, după purtarea sa extraordinară. O, tată, Michael este încântător și va fi foarte distractiv. Nu am niciun chef să iau parte la serată, cu toți oamenii aceștia plicticoși. Dacă nu-l invit, să știi că voi suferi de o migrenă. Dar înțelege, scumpa mea copilă, protestă tatălui. Sir Ralph nu va fi oare destul de distractiv? E cel mai plicticos dintre toți, spuse ea liniștită. Te rog, lasă-mă să fac ce cred eu de cuvință. Pentru care motiv, surprins și amuzat, Michael primi o invitație la serată, scrisă în termeni atât de amabil încât fu convins, fără a avea dreptate, că unul dintre invitați, scuzându-se în ultimul moment, Lady Moya l-a rugat să vină pentru a nu fi 13 la masă. Invitații erau cu mult mai plicticoși decât crezuse Moya. Sir Ralph Sampson era amuzant, însă în felul său, care nu era deloc acela al lui Moya. Acesta era un bărbat tânăr, puternic și frumos. Fantastic de bogat și, după cum spunea tatăl ei, plin de calități. Deci ai un cuvânt hotărător, nu a fost spus. Se știa în special Lord Flandenborough că Sir Ralph dorește o alianță mai intimă cu familia Flandenborough decât aceea de afaceri. Ceilalți musafiri erau și mai puțin interesați decât Sir Ralph. Erau printre ei trei alți membri ai nobilimii, bătrânul Lord Cardstock, care făcea politică și care fusese odată subsecretar de stat. Nu prea se știa la ce departament. Marchisul de Cedar, care era sportiv și avea idei personale asupra hrănirii câinilor de vânătoare. Lord Dumbarton, militar foarte sărac și, după cum se spunea, foarte răutăcios. Restul societății masculine era formată din industriași și financiari, printre care și Mr. Reginald Boltover, care, cunoscându-l pe Michael, tresări ca un vinovat. În timpul mesei, el nu se interesă de nimic ce s-a întâmplat și se așteptă cu inima bătândă ca Michael să dea pe față rușinosul său secret. Mai erau și două sau trei doamne. Michael avea impresia că uriașe servitoare le-au îmbrăcat cu râuri de diamante și coliere de perle. O altă doamnă, slabă și provincială, nu se făcea remarcată de societate, decât printr-un nas îngrozitor de coroiat. Vrăjitoarea și-a uitat mătura, spuse Michael la urechea lui Moya. O are în vestiar, spuse ea, cu toate acestea este o femeie cum se cade. Nenorocirea este că trage tabac. Michael cunoștea toate persoanele prezente sau era cunoscut de ele. Ce idee nostimă ai
avut să intre în cadrele poliției, Preterstone, spuse Sir Ralph, cu acel aer protector pe care îl întrebuința ori de câte ori avea de-a face cu cineva mai puțin bogat ca el. Ce idee nostimă ai avut dumneata să intri în comerț și să-ți deschizi o dugheană, îi întoarse Michael. Sir Ralph surâse indulgent. Trebuie să ne câștigăm în mod cinstit viața, spuse el. Îmi închipui că aluzia la dugheană se referă la magazinele mele de comerț în detail ale produselor coloniale. Acestea aduc 100.000 pe an, Preterstone. Pentru asta ai probabil 100.000 de motive de a vinde marmeladă proastă, spuse Michael. Am renunțat de a mai cumpăra ceva la dumneata. E trist, e foarte trist, spuse Sir Ralph, încercând să glumească. Am încercat încă o dată și ne vom da toată silința de a te satisface. Mai am încă o reclamație împotriva dumitale, spuse Michael. Nu-l simpatiza de fel pe Sir Ralph Sampson. Am plecat zilele trecute cu trenul la Seahampton. A fost incomod și nu era spălat de o lună. Și a ajuns cu un ceas întârziere. Această societate de căi ferate este încă una din exploatările dumitale lucrative, nu-i așa? Mi s-a spus că am oarecare interese în această afacere, spuse Sir Ralph, surâzând la Lady Moya. Dar, dragul meu, Preterstone, trebuie să-ți dau un sfat bun. Dacă un tren ajunge cu întârziere, trebuie să te plângi poliției. Gluma îl distra grozav. El râse din toată inima. Ceea ce obligă să explice și celorlalți 14 comeseni schimbul de glume, căci ei erau doritori să-i împărtășească veselia. Michael trebuia să plece de vreme. Aș fi dorit atât de mult să rămân și să joc bridge cu dumneavoastră, se scuză el. Michael, ești îngrozitor, spuse tânăra fată. Îngrozitor, întrebă mirat Michael. Da, ai venit atât de practic, n-ai fost întotdeauna așa. Și dumneata n-ai detestat niciodată întotdeauna acest fel de a fi, îi răspunse el râzând. Ea sperase. Nu știa prea bine ce anume sperase, dar noul Michael era atât de opus celui pe care îl cunoscuse că îi venea să plângă de necaz. Dispărută nepăsarea lui de altă dată, dispărută preferința lui pentru paradoxe, cel puțin pentru a necăji invitații, dispărută adorația, care altă dată îi se citea în ochi. Ea avea impresia că el își bătea tot timpul joc de ea și aceasta îi mărea indispoziția. Nu te găsesc deloc drăguț astă seară, spuse ea. Hai să ne vizitezi mai des. Dacă vei pierde un colier de perle sau dacă servitoarea dumitale te va înșela la socoteală, telefonează inspectorului Preterstone, biroul de la Scotland Yard, și într-o clipă voi fi aici. Va să zic că nu dorești să ne revezi, spuse ea enervată. Regret de a te fi deranjat astă seară. Din partea mea sunt încântat. După plecarea lui Michael, Lady Moyan a fost o tovarășă plăcută pentru Sir Ralph. Orice femeie ar înțelege-o. Ea nu-l iubea. Ea simțea chiar antipatie pentru el. Într-adevăr, ea îl invitase pe Michael doar pentru a-i demonstra indiferența sa. Dacă Michael ar fi fost cât de puțin atent cu ea, dacă ar fi arătat cât de puțin dorința de a relua vechile lor relații, ea ar fi resimțit o imensă satisfacție respingându-l și l-ar fi părăsit, satisfăcută de a ști veșnic legată de ea pentru un bărbat față de care nu avea cel mai mic sentiment. Întocmai femeilor, cărora le oferă o rochie, o pălărie, o bijuterie, un bărbat și care răspunde mereu, nu aveți altceva? Era atât de indiferentă față de Sir Ralph că acesta o întrebă dacă nu e cumva bolnavă, ceea ce a dus după sine migrena salvatoare. Ar trebui să ai grijă de Moya, Flettenborough, spuse el gazdei sale, plecând. Mi se pare că nu se simte prea bine. Am observat, spuse conștiincios tatăl, deși n-a observat nimic de felul acesta. Tot ce observase a fost că Moya era bosumflată. Ești foarte perspicace, Sir Ralph. Sunt puțin psiholog, admise Sir Ralph. Toată viața am studiat psihologia. Ea e aproape un viciu la mine.
Când cineva intră în biroul meu, 9 din 10 cazuri îi cunosc caracterul, felul său de viață și aptitudinile sale, înainte chiar să fi deschis gura. Acesta e un dar prețios, spuse lordul în mod solemn. Sir Ralph era într-o dispoziție foarte bună în acea seară. În timpul scurtei întrevederi avută cu viitorul său socru, nu numai că a primit o tacită confirmare a admiterii sale în sânul familiei de Flattenborough, dar au pus la cale bazele unei afaceri foarte avantajoase, afacerea care trena de 12 luni și care se rezuma la cele ce urmează. Lordul Flattenborough era președintele Consiliului de Administrație al Austral-African Steamship Company, care transporta pasageri și mărfă din Cap până la Plymouth. Sir Ralph era președintele Consiliului de Administrație al London and Seahampton Railway și al Seahampton Dock Improvement Company. Docurile s-au dezvoltat mult mai repede decât comerțul din acel port. Înțelegerea era simplă și mult mai romantică decât căsătoria, care nu era, pentru a spune adevărul, decât o parte secundară. Vapoarele Austral-African Steamship Company vor părăsi fără nicio rușine Plymouth și Liverpool pentru a sosi și debarca mărfurile și pasagerii la Seahampton. Înțelegerea satisfăcea ambele părți, deoarece Lord Flattenborough avea unele participații în afara docurilor în Seahampton. Afară era frig, luna era plină, începea înghețul. Mașina lui Sir Ralph aștepta. El spuse șoferului să plece acasă, că-și vrea să meargă puțin pe jos. Sir Ralph locuia în Park Lane, deci avea un kilometru bun de parcurs, iar dispoziția sa îi cerea acest exercițiu, cu care nu era obișnuit. El ajunse în fața porții sale și vroia tocmai să sune, când se auzi strigat. Urcând scările exterioare, el observase o mașină mare în pană, cu farurile iluminate și șoferul lucrând la ea. Mi-e teamă că nu mă recunoști, spuse o voce dulce. Sir Ralph își scoase pălăria. De o somptoasă eleganță, tânăra doamnă care se găsea în fața lui aparținea fără nicio îndoială societății bune. Ralph, aruncându-i o privire de cunoscător, îi evaluă haina de hermină la circa 1000 de lire sterline. Un simplu colier de diamante era unica bijuterie pe care o purta. Ne-am mai întâlnit odată la Paris, spuse tânăra, timid tânăra femeie. Mi-ați fost recomandat în foaierul, chiar așa, în foaierul operei, spuse Sir Ralph, care, între altele, era un protector al artelor. Ea consimți vădit mulțumită, ceea ce Sir Ralph, flatat, nu umise să observe. Mașina mea este în pas, în pană, spuse ea. Aș putea să îndrăznesc să vă cer ospitalitatea? E atât de frig afară. Ea strânse și mai bine haina de blană. Cu cea mai mare plăcere, spuse Sir Ralph cu căldură în glas. Dar știți, stau ca un celibatar, spuse el râzând. El sună și poarta se deschise numai decât. Fă lumină în salon, spuse el servitorului său. Focul arde, el răspunse afirmativ. Ce aș putea să vă ofer? Cafea? Porto? Ea își trase un fotoliu în fața căminului și își puse pantofii mici și albi pe paravanul de argint care se găsea în fața focului. Ea își întinse mâinile în fine spre flăcări și Sir Ralph observă că nu poartă verighetă. Scuzați-mi impolitețea, dar nu pot reaminti numele dumneavoastră, spuse el după ce valetul ieși. Vă scuz, numele meu e atât de barbar, spuse ea râzând, sunt prințesa Bekeski. Da, desigur, exclamă Sir Ralph cu căldură, mi-amintesc foarte bine. Pentru a-l scuza, trebuie să recunoaștem că prințesele rusoaice nu sunt păsări rare la Paris. Și apoi el avea o memorie foarte proastă pentru numele străine. Sunt cam indiscretă, spuse prințesa și pentru prima dată el observă că ea vorbea cu un ușor accent străin. Dar ce vreți? Avem de ales sau de a rămâne afară în frig sau să profit de ocazia care mi s-a prezentat. Nu v-a schimbat deloc de când nu v-am văzut, Sir Ralph. Sunteți unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri ai Londrei, nu-i așa?
Sunt proprietarul câtorva întreprinderi, spuse Sărraf cu modestie. Ei vorbiră despre Paris, pe care Sir Ralph îl cunoștea, și despre Rusia, pe care o vizitase odată, și despre Londra. Se aduse cafeaua și câteva momente mai târziu, șoferul veni să anunțe că pana a fost reparată. Înainte de a pleca, dați-mi voie să vă cer o favoare, spuse ea, încurcată, jucându-se nervoasă cu unul din elele ei. Sir Ralph observa această jenă cu surpriză. Nu trebuie decât să vă formulați dorința, prințesă, pentru a fi satisfăcută, spuse el galant. Ea ezită o clipă, mușcându-și nervoasă buzele. Trebuie să vă fac o mărturisire. Știu că sunteți un om de onoare. Sir Ralph se înclină. Nu mă veți trăda. Sunt la Londra, dar nimeni nu știe. El privi temătoare în timp ce îi făcea această confidență. Înțeleg, spuse Sir Ralph, ceea ce nu era adevărat. Ați observat probabil, vă știu, un observator foarte atent că nu port verighetă. Ei bine, ea ezită din nou. Dimitri și cu mine suntem certați și nu vreau să-l văd. Nu m-am dus la ambasadă și n-am vizitat pe niciunul dintre prietenii mei. Puteți fi sigură, spuse Sir Ralph, că secretul dumneavoastră nu va fi aflat de nimeni. Trebuie chiar să adaug că este prima dată când mi se fac destăinuiri atât de delicate. Am știut că pot avea încredere în dumneavoastră, spuse ea, strângându-i călduros mâna. Am închiriat un apartament mobilat în Half Moon Street. Locuiesc acolo împreună cu doamna mea de companie. Dacă un bărbat ocupat își poate pierde puțin din timpul său prețios, eu sunt întotdeauna acasă între 4 și 5. Cu cea mai mare plăcere voi renoi această cunoștință, spuse Sir Ralph, sărutându-i mâna. El se duse la culcare mai satisfăcut ca oricând de persoana lui. Capitolul 8. Un artist vorbește despre sine. Niciun bărbat n-a înțeles vreodată femeia, pentru simplu motiv că femeia este o enigmă de neînțeles, chiar și pentru celelalte femei. Dacă ea n-ar fi fost așa și dacă surorile ei ar fi fost capabile de a-i ghici secretele, aceasta s-ar fi grăbit să le spună primului bărbat întâlnit în cale. Lady Moya Felton poseda aceste două calități, care se găsesc atât de rar întrunite la o singură persoană, frumusețea și inteligența. Ea se îmbrăcă bine, vorbea bine, se prezenta bine. Ea a fost crescută la Newnham, un colegiu de unde ies în mod obișnuit persoane care sunt ceva mai puțin decât femei și ceva mai mult decât păpuși și care au absorbit atâtea cunoștințe că ele nu mai văd viața decât prin prisma manualelor. Unele își continuă toată viața lor foarte sigură de ele, trăind izolate prin cele învățate în cărți și ne dezmințind niciodată erudiția lor de papagali. Celelalte se dau bătute în fața adevărurilor concrete pe care viața cea de toate zilele le servește și devine o persoană încântătoare și folositoare în societate. Moia cunoștea viața atât cât îi era necesar pentru mulțumirea ei sufletească. Ea se opri la ultima lecție, aceea a sacrificării acelei mulțumiri sufletești, dar era o persoană eminamente plăcută care nu discuta niciodată despre biologie și nu făcea niciodată aluzie la filozofiile puțin valoroase care i-au fost predate în colegiu. Acesta era motivul pentru care era suportabilă, înțelegând instinctiv că educația primită la Newnham nu putea fabrica decât învățătoare bigote, ea lăsă să-i se întrezărească cultura mai mult decât și-o arăta. În ciuda echilibrului ei mental, ea poseda un secret vinovat pe care îl ascundea în fundul sufletului său și de care se simțea rușinată când îi punea față în față cu rațiunea sa. Moia era o visătoare, ea avea aventuri uimitoare cu personaje minunate de fiecare dată când se plimba pe jos sau conducea mașina ei. În intimitatea mașinii ei impozante, ea își povestea romane cu femei și bărbați care n-au nicio legătură cu acei pe care îi cunoștea și care nici măcar nu semănau cu ei. Ea s-a găsit astfel în situații atât de absurde și imposibile că un foiletonist cât de simplu n-ar fi îndrăznit niciodată să inventeze.
Personajele visurilor ei nu trebuiau să aibă niciun punct comun cu cele reale, căci dacă ar fi găsit cea mai mică asemănare cu ele, ea le-ar fi respins și le-ar fi înlocuit cu altele și mai fictive, încă și mai îndepărtate de orice asemănare posibilă cu prietenii și cunoștințele din lumea reală. Ea putea, în felul acesta, în același timp, visa și accepta în liniște o căsătorie atât de prozaică ca aceea care o va uni cu un Sir Ralph Sampson, lucru care părea inexplicabil. Pentru un logodnic, Sir Ralph era ciudat de neglijent. O singură dată, după cererea atât de rece în căsătorie, a venit să facă o vizită la lui Lady Moya. Trebuie de admis, pentru a-l scuza, că a evitat demonstrațiile de tandrețe care întovărășesc chiar și logodnele cele mai convenționale, căci el a mers direct la scopul său, chestiunile materiale. Acesta a fost tot ce putea dori Moya. Ea ar fi fost încurcată la gândul că o ființă omenească ar fi putut să se apropie chiar de departe de extravaganțele, irealitatea și imaterialitatea prietenilor ei imaginari. Este curios că în viața reală nu i s-a întâmplat lui Lady Moya nicio aventură, până la o săptămână înainte ca ea să se fi logodit cu Sir Ralph. Acesta s-a întâmplat într-un fel ciudat. Ea a fost cu mașina până în Leicester Square pentru a vedea o expoziție de tablouri. Acesta era un eveniment tipic londonez care, de la o zi la alta, lansează făcând celebru un nume, care până atunci era cunoscut doar de un cerc restrâns de inițiați și complet neștiut de ceilalți simpli muritori. Ea intră în galeria cu tablouri care era complet pustie. Nu era un om acolo afară de un singur tânăr și o tânără mică și cu un aer înțepat care, preocupată, purta sub braț portretul logodnicului ei. Moya a început să examineze conștiincioasă tablourile, remarcabile în special prin coloritul și atmosfera lor. Artistul era un adevărat pictor de atmosferă. Tablourile sale nu erau chiar decât atmosferă. Tânăra fată continua atent tul său examen, privind fiecare oroare atârnată pe perete, urmărind titlurile din catalog și sforțându-se să înțeleagă misterioasele intenții pe care autorul a vrut să le redea. Ea se întoarse pentru a vedea ce efect aveau aceste picturi asupra celuilalt vizitator. El privea cu un aer întunecat un mare tablou, reprezentând, dacă catalogul spunea exact, un vânt albastru pe o colină verde. Pălăria sa era trasă pe ceafă și mâinile lui adânc băgate în buzunarele de la pantaloni. Cu cât privea mai mult un vânt albastru pe o colină verde, cu atât părea mai morocănos și nenorocit. Tânăra fată ajunse încetul cu încetul lângă el. Ea nu se gândea că, cu toată prezența tinerei fete la catalog, el va îndrăzni să-i vorbească și cu toate acestea el îndrăzni. Ce gândiți despre aceasta? Întrebă el fără să întoarcă capul. Luată prin surprindere, ea dorea să fie rece și convențională. Ea îl măsură pe tânărul bărbat și acesta nu-i displăcu. El era foarte blond, bine făcut și avea cei mai albaștri ochi pe care i-a întâlnit vreodată la un bărbat. Nu era ras, gulerul nu era prea curat, dar hainele aveau o tăietură elegantă. Venea cu siguranță de la Oxford. Îl găsesc mai mult sinistru, spuse ea. Aceasta este și părerea mea, aprobă el cu energie. Cred că sinistru e cuvântul potrivit. Și ca operă de artă, ce efect vă produce? Ea ezită. Ea cunoștea bine jargonul de atelier și putea vorbi curent despre atmosferă, colorit și de lumină. Pe scurt, ea cunoștea destui termeni tehnici pentru a putea fi critic al artelor pentru un jurnal oarecare. Ca operă de artă, spuse ea, este original și puțin excentric. Excentric? Întrebă el feroce. El tot mai privea tabloul și nu întorsese încă capul în direcția ei. Cu sinceritate, răspunse ea, găsesc că sunt monstruozități. El în convință din nou. Sunt cu totul de acord cu dumneavoastră, spuse el, și știu mai bine ca oricine altul că sunt monstruozități. Eu sunt acela care le-am pictat.
Moia rămase mută de uimire, apoi sunt mâhnită din calea afară, începuia. Și eu sunt mâhnit din calea afară de a fi pictat astfel de lucruri, răspunse el. Nu regret de a fi, le fi expus, căci toți prietenii mei le-au găsit minunate. Desigur, sunt foarte fericit de a fi constatat că prietenii mei sunt slabi de îngeri. El întoarse capul și o privi. Fu surprins la rândul său. Ei bine, spuse el privind-o mirat, am crezut că sunteți mai în vârstă. Ea râse. Adevărul e că nu v-am privit, destăinui el. Cum poți să te mai uiți la orice altceva când ai ororile acestea în fața ochilor? Ascultă, Emma. Din fericire, tânăra fată cu programe se uită spre el. Ea înțelese în felul acesta că el îi se adresase ei. Fac prinsoare că te cheamă Emma. Nu, domnule, răspunse ea sever, mă cheamă Evangelin. El se întoarse spre Moia. Am strigat-o Emma și ea se numește Evangelin. Numeam aceste tablouri și sunt niște măzgălituri. Ce v-a decis să veniți la această expoziție? Am citit o critică ieri într-un ziar. În megafon, întrebă el agresiv. Da, și era foarte elogioasă. Mi se pare, spuse ea, el în cuvință. Eu am redactat-o, spuse el fără rușine. El se întoarse către tânăra cu programele. Spune patronului dumitale să închidă galeria, să împacheteze tablourile și să mi le trimită acasă. Dar, spuse alarmată Moia, sper că stupidele mele reflexii n-au fost hotărătoare în decizia dumneavoastră. Nu, nu este din cauza stupidelor dumneavoastră reflexii, ci din cauza alor mele. După cum vedeți, în realitate nu știu să pictez. Nu cunosc nici cel mai mic lucru în artă. N-am primit niciodată niciun fel de educație artistică. N-am studiat niciodată la un maestru. Sunt om genial și iată operele de artă. Ramele costă enorm de scump și am cheltuit nu știu câți bani cu tuburi de culori. Găsești tot ce vrei în ele. El arătă în tablourile atârnate pe perete, afară de ispusință. Ea murmură o convențională expresie de simpatie, dar ceea ce aștepta el nu era simpatie, ci o condamnare. El părea să găsească o consolare în nenorocul său și era vădit o satisfacție ce îi oferea propria sa judecată. Ei ieșiră împreună din galeria de tablouri. Moia era surprinsă de repeziciunea cu care se infiltrase în cele mai intime aspirații și dezamăgiri ale unui străin și faptul că ea împărtășea cât de puțin tristețea lui o umplea de uimire. Vă cunosc, spuse el, întrerupând o ironică dizerție asupra artei. Sunteți Lady Moia Melton of Peltow. Felton, îl corectă ea amuzat. Da, așa e, Felton, aprobă el. Am văzut portretul dumneavoastră la salon. Era destul de prost. În genere a fost găsit bun, spuse ea cu timiditate. De fapt, ce știu eu despre artă? Această mașină de lux e probabil a dumneavoastră, spuse el arătând mașina cea mare. Într-adevăr, e a mea. Tatăl meu mi-a dăruit-o la aniversarea celor 25 de ani ai mei. Ei examină cu atenție mașina. Nu știu dacă mă pricep tot atât la automobile ca în artă, spuse el. O credeam altă dată. Ori cum ar fi, un lucru e sigur, este o mașină frumoasă. El îi deschise portiera. Tânăra fată întinse mâna. Încă o dată, spuse ea, vă rog să mă scuzați pentru chestia cu tablourile. Da. Dar nu-i nevoie, răspunse el cu căldură. Ea se gândi o clipă. Pot să vă conduc undeva? El își frecă bărbia. Dacă cunoașteți un lac frumos și tare profund în care un om se poate înneca la sigur, v-aș rămâne îndatorat dacă m-ați conduce la el, spuse el grav. Dar văzând-o alarmată, el râse. Nu știți probabil cum mă cheamă. Într-adevăr, ea nu știa și în timpul convorbirii ea încerca să-i descifreze numele de pe catalog. Ea citise ceva în genul lui Brixel. Fonso Blackstone, spuse el deodată. Fonso este diminutivul lui Alfonso. Un pronume cam ridicol, nu-i așa? El se potrivește de minune unui artist. Dacă doriți să-mi trimiteți flori, locuiesc în Oxford Chambers. El îi strânse mâna, îi ajută să se urce mașină și închise portiera.
El rămase nemișcat un scurt moment, apoi își puse pălăria și dispăru, înainte chiar ca ea să-i fi pornit mașina. În timp ce conducea, Moe era atât de preocupată că nici nu observă că trecu pe lângă Sir Ralph Sampson și eleganta sa prietenă. Ea nu recunoscu pe Sir Ralph decât după ce acesta o salută. Tovarășa sa, de un chic perfect, se feri cu ajutorul umbrelei sale așa de bine că Moia n-a putut să-i vadă obrazul. Cine este această persoană? Sir Ralph suruse cu un aer afectat. Lady Moia Felton, prințesă, răspunse el. A, logodnica dumneavoastră, spuse tânăra femeie. Ce plictisitor lucru să fie aici incognito. Cât de mult aș fi vrut să o cunosc. Poate că într-o zi, spuse Ralph. Aș dori așa de mult să o cunosc, murmură tânăra femeie. Dar vă rog, continuați, mă interesează atât de mult. Încep să înțeleg pentru ce dumneavoastră englezii reușiți așa de bine în afaceri. Se pare că cunoașteți cel mai mic detaliu al întreprinderilor dumneavoastră. Dar de unde protestă Sir Ralph? Bine dispus. De fapt, sunt un imbecil, dar într-adevăr trebuie să ai o idee despre afacerile pe care le conduci. Vă găsesc foarte modest, spuse ea ridicând din sprâncene. Cum, vreți să spuneți că cunoașteți organizația companiei dumneavoastră a căilor ferate de la A până la Z? Sir Ralph își mângâia gânditor mustățile. Câteodată faci niște afaceri sau iei răspunderi pe care n-ar trebui să le iei, deoarece n-ai calitatea de a le lua, spuse el confuz. Dar trenul de aur este în întregime invenția mea. N-aș fi crezut niciodată că comerțul ar putea să fie un lucru atât de romantic, spuse prințesa. Apoi, schimbând discuția, n-ați vrea să spune șoferului dumneavoastră să întoarcă, sunt obosită. El se aplecă, dădu instrucțiuni șoferului și mașina se întoarse. Mă bucură ideea pe care ați avut-o, spuse el. Și care e motivul, întrebă ea. Ați remarcat, poate, un tânăr cu o pălărie gris, vorbind unei doamne care era în trăsură, i-a dat-o din cap. Este un tip sinistru, spuse Sir Ralph. Este un detectiv anume Michael Preterston. El e chiar fratele lordului Preterston? Nu țin de fel să-l întâlnesc, în afară de faptul că ar putea să vă recunoască cu toată voaleta atât de deasă care ascunde atâta grație, adăugă el galant. Mai povestiți-mi ceva despre trenul de aur, spuse ea. Bine dispus, Sir Ralph dădu toate explicațiile cerute. El povesti despre docurile din Sea Hampton. Acum, în curând, marile vapoare vor acosta acolo și traficul va crește simțitor. Vom transporta tot aurul provenind din minele sud-africane, spuse el pe un ton impresionant. Desigur, noi trebuie să fim cu ochii în patru, deși pericolul nu este mare în Anglia. Trenul de aur se compune de fapt din două vagoane, se ifuri pe roți. Pe din afară nu se deosebesc de celelalte trenuri de marfă, în realitate sunt făcute din oțel pentru a fi la adăpostul atât al hoților cât și al focului. Nimic nu li se poate întâmpla, ar ieși nevătămate chiar în urma unui accident. Mai mult, cei mai buni mecanici ai companiei sunt desemnați pentru a conduce trenul. Ce minunat, exclamă tânăra fată extaziată și desigur a stabilit un orar detaliat. El scoase un carnețel cu notițe din buzunar. Vi-l voi arăta pe acesta, spuse el solemn. Veți avea o idee câtă muncă necesită punerea în funcțiune a unui tren special? Continuă el. Aici este orarul și acolo numele șoferului, al mecanicului, al șefului de tren și al paznicilor. Ea privi carnetul. Nu pot citi prea bine scrisul dumneavoastră, spuse ea râsând. Familia mea este foarte conservatoare și în tot timpul tinereții mele, tatăl meu mi-a interzis să învăț alfabetul latin. Văd însă că este un document foarte minuțios. Ea înapoi carnetul suspinând. Sunt într-adevăr tare proastă, spuse ea. Cifrele m-au plictisit întotdeauna și văd că dumneavoastră vă place tovărășia lor. Nu pot suferi să scriu. Dar văd că dumneavoastră vă place aceasta. Carnetul e plin de litere și cifre.
Nu înțeleg oamenii cărora le place să scrie pentru mine, a fost întotdeauna o tortură. Să scriu o simplă scrisoare. Gândurile îmi vin mereu prea repede, tot cum ne poate ajunge din urmă. Ia lua o bucată de hârtie și un creion. Vă voi arăta ceva, spuse ea. Ea a început să scrie repede, ținând bucata de hârtie pe genunchi. Sir Ralph, înmărmurit, o privea cum umplea toată hârtia. Iată, spuse ea triumfătoare, e tot ce pot face mai bun. S-ar spune că e stenografie, spuse el. E un fel de stenografie rusească, spuse prințesa. Sunt atât de leneșă că mă servesc de ea pentru a scrie ceea ce îmi trece prin cap. Secretarea mea este singura persoană din lume care poate înțelege aceste semne și ea mi le transcrie. Fac acest lucru fiindcă detest să scriu. Sunteți cu adevărat foarte inteligentă, prințesă. Ea îi strânse brațul prietenește. Nici nu știți cât de inteligentă sunt, spuse ea, și amândoi începură să râdă. Capitolul 9. O adunare întreruptă. Colonelul Westhanger se uită la ceas. Ea este în întârziere cu 20 de minute, spuse el. Gregory își făcu o nouă țigară și ascultă plin de curiozitate pe doctorul Garon Philip, care tot mângâindu-și barba îngrijită, avea o discuție aprinsă cu un bărbat palid, între două vârste, care se lăsa strigat Mr. Cunningham, dar pe care poliția îl cunoștea ca un remarcabil spărgător de case de bani. În afara domnului Millet, tot Crime Street era acolo. Episcopul cu un aer blazat juca bezic cu Francis Stockmar. Jacques Colling, cu aerul unui om fericit de a-și fi cumpărat o casă la țară, citea gazeta. Mr. Mulberry, bărbat respectabil, cu ochi de câine bătut, discuta despre arhitectura Renaissance cu celălalt Stockmar. Colonelul se plimba nerăbdător prin cameră, oprindu-se din când în când pentru a spune câte un cuvânt uneia sau celuilalt. Se auzi un zgomot ușor venind din etajul inferior. Colonelul se îndreptă spre ușă. Iată-o, spuse el, și se duse pe scară în întâmpinarea Catiei. Ea era îmbrăcată într-un taior de culoare închisă și purta o vulpe argintie, pe care o dezbrăcă când intră în cameră. De remarcat este faptul că colonelul, care având tot timpul să se plângă de inexactitatea ei, nu și arătă supărarea cauzată prin întârzierea ei decât spunându-i că a crezut că ea se va întoarce mai devreme. Ea îi cercetă pe cei adunați în cameră. Unde este Millet? Întrebă ea. Millet lucrează la telegrame, răspunse colonelul. Ea părut satisfăcută. Toată lumea pregătită? Întrebă ea. Ai văzut pe Boltover, Mr. Mulberry? El se îndreptă spre ea cu pașii tăcuți. Un tânăr fermecător, spuse el cu voce tărăganată. Cu adevărat fermecător. Am avut o lungă discuție împreună. Și totul e în perfectă regulă. Și scoase din buzunar un plic, din care scoase un document pe hârtie timbrată, pe care i-o întinse cu gravitate și respectul unui ambasador. Prezentând un tratat reginei sale, ea parcurse documentul și examină grăbită semnăturile din ultima pagină. Foarte bine, spuse ea, dându-i o înapoi. Toată lumea se așeză în jurul unei mese mari, colonelul la un cap al mesei, iar Kate la celălalt. Ea scoase din poșetă un mic rulou de hârtie, tăie firul cu care era legat și întinse foile de hârtie în fața ei. Ea strigă pe fiecare din indivizii prezenți pe nume și fiecăruia îi dădu una sau două hârtii acoperite de scrisul ei. Aveți o săptămână pentru a înțelege bine ce cuprind, spuse ea. Însă într-o săptămână ne vom revedea și îmi voi da seama dacă ați înțeles totul bine. Jacques Colling o întrebă din ochi. Dar oameni, spuse ea, cât se aveți la dispoziția voastră? 60, răspunse ei. Am adus în Anglia luna trecută. Oare 60 vor fi de ajuns? Spuse ea în dubiu. Câți oameni au trebuit pentru Bank of Edinburgh? Era altceva, răspunse Jacques. Trebuie străpunse 30 de metri de beton. Am întrebuințat 210 oameni în echipe de câte 30. 60 vor fi de ajuns, spuse ea după ce se gândise.
Veți vedea că eu mi-am făcut planurile cu numai 50 de oameni, dar dacă acei pe care îi înveți convin întocmai, sunt tocmai genul de oameni de care avem nevoie. Marea majoritate sunt italieni, câțiva francezi și un portughez. Este o fericită alegere. Ea reprezintă ani întregi de organizație. Vei găsi acolo toate detaliile, Cunningham, spuse ea, întorcându-se spre acest bărbat morocănos. Am stenografiat tot ce e în legătură cu trenul de aur, conducătorul său și tot personalul. Am toate adresele lor, în afară de una singură. Vei găsi o cruciliță în fața numelui. Cred că adresa este Burn Street, Seahampton, dar n-am avut timpul necesar de a verifica. Nu le găsesc prea grele, spuse Cunningham, citind instrucțiunile. Oralul nu va fi schimbat, sper. Dacă va fi, o voi ști, spuse tânăra fată. Fiecare trebuie să-și transcrie singur instrucțiunile după propriul său cod. Trebuie de procedat repede. Pentru ce atâta grabă? Întrebă Westhanger, singurul care nu primise un bilețel. Vreau să văd arse toate instrucțiunile înainte să părăsesc camera, spuse ea. Colonelul îngruntă din splâncene, dar începu el. Vreau să văd arse toate instrucțiunile înainte de a părăsi eu camera, repetă ea cu vehemență. Unchiul ei bumbăni, dar ceilalți bănuiră că un motiv serios o determină pe ea să ceară acest lucru. Ei începură deci să copieze cu atenție, unii pe un carnet, alții pe foi volante. Fiecare întrebuințând prescurtările și semnele sale preferate. Pe măsură ce terminau, Kate strângea foile de hârtie. Îi punea să repete ce au scris, le corecta, le completa, apoi când ea le-a avut pe toate în mână, ea se îndreptă spre cămin, le puse în focar și a prins un chibrit. Ea privea cum ardeau, apoi cu piciorul împrăștie cenușa. Ești nervoasă? O întrebă ironic unchiul ei. Dar dumneata, îi răspunse ea cu răceală, mi se pare că deodată se auzi un zgomot în apartament. Bărbații săriră în picioare. Despărțiți mesele, șoptia. Masa la care stătuseră înainte era în realitate formată din trei măsuțe mici, pe care le despărțiră unele de altele. Cu o dexteritate remarcabilă pentru vârsta lui, colonelul aruncă un covor peste fiecare din ele. Puse un ghiveci cu flori pe una, o fotografie pe alta. La cea de-a treia luară loc jucătorii de bezic. Tânăra fată se așeză la pian, îl deschise și începe să cânte din Rigoletto. Cântă, murmură ea. Ascultându-i sfatul, Mulberry fu într-o clipă lângă ea. El avea o voce agreabilă. Tânăra fată cânta câteva acorduri. Sunt dezolat de a tulbura acest concert, spuse Michael Peterson din pragul ușii. Aș putea să știu semnificația acestei atitudini, spuse colonelul Westhanger cu aroganță, văzând șase polițiști năvălind în cameră. Este ceea ce se numește în mod obișnuit o descindere a poliției, spuse Michael. Nimeni să nu miște. Parsons, conduc dumneata pe acești bărbați unul câte unul în camera vecină și percheziționează-i într-un fel cât se poate de minuțios. Doamnă Gray, adăugă el, adresându-se unei femei masive cam la 50 de ani, te rog să fii drăguță să faci același lucru cu Miss Westhanger. Pentru ce nu îmi spui, Kate? Întrebă ea disprețuitoare. Devii politicos la bătrânețe, Mike. Miss Westhanger, repetă el cu duioșie, și dacă aș refuza, atunci te voi conduce într-un vulgar post de poliție și acolo nu vor mai exista anumite maniere politicoase. Îmi închipui că aveți un mandat, spuse colonelul Westhanger. Dragul meu colonel, spuse Michael, ai putea să-ți închipui dumneata că am venit aici fără să fii luat în seamă această mică formalitate? El îi arătă documentul și e semnat de doi magistrați. Deci absolut în regulă, spuse el cu antren. Parsons, să iei orice document vei găsi. Da, domnule, șef, răspunse bărbatul și ieși cu prima sa victimă, care se întâmpla să fie tocmai docelul Mr. Mulberry. Este o situație neplăcută, spuse Michael, privind pe Kate, traversând camera întovărășită de Miss Gray. Înțelegeți, colonele, exercitarea meseriei noastre are câteodată momente penibile. Mi se pare că aveți domiciliul forțat. S-a terminat cu el, bombănii colonelul Westhanger.
Scuzați, spuse Michael, am fost greșit informat. Aș vrea să vă spun două vorbe. El îl conduse pe bătrân într-un colț al camerei și buna sa dispoziție îi trecu când îl interogă pe colonel. Westhanger, spuse el, cine a crescut pe această fată? Nu vă înțeleg prea bine, spuse el cam obraznic. Cine a făcut din Kate o hoață? Ați înțeles acum? Dacă este hoață, înseamnă că o îndeamnă instinctul, dar neg că ea ar fi una sau că ar avea vreun amestec într-una din afacerile de care nenorociții prieteni ar putea fi acuzați. Nimeni n-a învățat-o. Ce ciudat sunteți, spuse Michael. Sunteți ceea ce se numește imoral. Caracterul meu personal, început celălalt. Prin imoral înțeleg că nu aveți deloc noțiunea cuvântului al tău sau al meu. Cu alte cuvinte, sunteți un hoț născut. Scuzați-mă, dar nu e nevoie a face dovadă de subtilitate cu dumneavoastră. Cine a educat-o pe Kate? Colonelul surâse. Kate îmi datorează o oarecare recunoștință. Am fost un tată pentru ea și vă asigur, Mr. Preterston, că greșiți când o credeți hoață. Și pentru ce, mă rog, mă întrebați toate acestea, spuse el cu bruschețe. Deoarece, spuse Michael privindu-l drept în noi, cred că ați decis să exploatați în interesul dumneavoastră inteligența unei copile dotate în mod remarcabil. Cred că dumneavoastră sunteți, dumneavoastră sigur că i-ați deformat complet felul de a vedea lucrurile, că în sfârșit ați distrus complet toată conștiința ei. Nu sunt complet sigur, admisil, dar când veți fi, îl batjocorii colonelul. Pentru motiv sau altul vă voi arunca la închisoare, spuse simplu Michael, și veți rămâne acolo până la sfârșitul vieții. Voi avea plăcerea de a vă face să vă petreceți ultimii ani ai vieții în infirmeria închisorii. Cred că știți că nu e plăcut deloc acolo. Pe colonelul trecu un fior. Era ceva răutăcios, aproape ură, găsea în vocea polițistului. Pentru o secundă, bătrânul cedă în fața energiei lui Michael, apoi izbucni în înjurături, provocate în același timp de frică și de furie. Îmi bat joc de amenințările tale. Îți voi scoate eu galoanele tale, speță de polițist murdar ce ești, speță de câine turbat. Kate te va învinge pe tine și pe ajutoarele tale, cu toate lichelele voastre. Căci ea este hoață, tu nu o poți schimba. Eu sunt acela care am format-o. Da, eu sunt acela. Ea va fi triumfătoare. Mă auzi și tu nu vei putea niciodată să ne prinzi nici pe ea, nici pe mine. Eu am format-o. Nu mi-e frică de tine. Vocea sa ascuțită tremura de furie și corpul său se cutremura din cap până în picioare. Pumnul său îndreptat spre Michael era energic strâns. Ea nu e din acelea pe care s-o poți vindeca cu psalm, domnule polițist. M-ați învins odată. Tu m-ai trimis în acel infern, închisoarea din Wandsworth. Mă voi răzbuna pe tine și pe acei din categoria ta. Tu n-ai avut niciodată a face cu o persoană de tale lui Kate și ea te va zdrobi. Dar ea te va zdrobi. Unchiule, el se întoarse și văzui expresia tinerei fete. Ai nebunit? Întrebă ea liniștită. El coboră ochii. El m-a făcut să vorbesc, murmură el. Michael o privi pe Miss Gray. Aceasta dădu negativ din cap, cu un semn, o expedie. Nevinovată, spuse el înveselit. El îl privi pe bărbatul care mai tremura în fața sa. Îmi voi aminti cele ce mi-ați spus, Westhanger, și veți auzi vorbindu-se de mine într-una din zilele acestea. El se duse spre cămin, căci toate tocmai observă hârtiile arse. El le luă cu degetul. Încă caldă, spuse el, cred că am venit puțin prea târziu. El luă puțin cenușă în mână și o examină la lumină. Unul sau două cuvinte din instrucțiunile care mai erau și acum puțin vizibile, dar asta era tot. Cu toate acestea, el puse cenușa într-o cutie și o luă cu el. El fu ultimul care plecă. Îți dau o șansă, Mr. Westhanger, spuse el. Și toți se mirară de politețea sa. Dumneata ești pe cale să comiți un delict care îți poate aduce mulți ani de închisoare. În ce constă el? Nu știu, dar sunt sigur că după cum ar spune Stockmar, va fi colosal. Puțin îmi pasă dacă voi ați merge cu toții la închisoare până la sfârșitul vieții voastre. Mulțumesc frumos, spuse Mr. Stockmar. E foarte drăguț din partea dumitale.
Când spun toți, nu mă gândesc și la Kate. E o copilă aproape și dacă măcar unul din voi ar avea puțin simț omenesc în el, ar forța-o să iasă din banda voastră. Dacă ar fi unul măcar din voi care ar resimți cel mai mic respect pentru mama sa, sau sora sa, sau oricare femeie din lume, ar trebui să încerce să o salveze pe această copilă. De ea însăși, am spus tot ce aveam de spus. Blajinul Mulberry se așeză la pian și începu să cânte o melodie melancolică. Și acum vom cânta imnul 847, spuse el cu înduieșoare. În mijlocul hohotelor de râs provocate de această glumă, Michael ieși întovărășit la distanță de către colonelul Westhanger. Acesta nu-și reveni decât când ușa se închise în urma neduritului musafir și când siguranțele fură puse la locul lor. Unde e Kate? Pasărea a zburat, spuse cel mai vârstnic din frații Stockmar. Ea s-a urcat în pod pentru a-l înfricoșa pe Preterstone. La sfârșitul lui Crime Street, Michael își lua rămas bun de la subordonații săi, când liniștea nopții fost răpunsă de un strigăt îngrozitor. Era ca un geamăt care urca și cobora în intensitate, trecând de la strigătul ascuțit și îndurerat până la un fel de hohot de plâns cavernos. Acesta a ținut timp de aproape 10 secunde și s-a oprit deodată. Ce mai fi și asta? Întrebă Parsons. Intrigat, Michael își scârpină bărbia. Colonelul are o criză de isterie, îl lămuri el impasibil. Dar în realitate, acest strigăt îl intrigă. Capitolul 10. Sir Ralph pierde o prințesă și găsește un detectiv. Michael, luând din mâinile polițistului cartea de vizită, o citi plin de mirare și ridică din sprâncene. Sir Ralph Sampson, spuse el, ce dracu vrea și ăsta? Polițistul nu răspunse, căci nu era nici ghicitor și nici măcar perspicace. Să intre, spuse Michael. Sir Ralph Sampson nu simțise niciodată nevoia să meargă la Scotland Yard pentru a cultiva prietenia cu Michael, așa că vizita sa era puțin cam surprinzătoare. Ralph intră grăbit cu aerul mult mai puțin arogant ca de obicei și probabil cam intimidat de greutățile întâmpinate pentru ajungerea scopului său. Trebuie să fii mirat de a mă vedea, spuse el. Dacă această vizită nu va întârzia dejunul, spuse râzând Michael, nu văd niciun inconvenient. Ia loc, te rog, Ralph, și povestește-mi ce te supără. Dar poate că, adăugă el ca și cum acest gând nu-i venise până atunci, nici nu ai vreo supărare. Ba da, Michael, spuse celălalt, scurțându-și cu grijă pălăria. Adevărul este că sunt chinuit de două afaceri diferite și aducându-mi aminte ce băia bun ești dumneata, și cât de amabil ai fost mereu față de mine, nu spune prostii, îl întrerupse Michael binevoitor. N-am fost niciodată amabil cu dumneata și nici nu sunt un băiat bun. Ai pierdut ceva? Am venit să te consult pentru două chestiuni, reluă Ralph. Ele sunt independente una de cealaltă și niciuna nu privește poliția. Vreau doar să-ți cer un sfat prietenesc referitor la acel subiect. O cunoști poate pe prințesa Bakevski. Nu, trebuie să-ți mărturisesc că nu o cunosc. Ea este soția prințului Dimitri Bakevski, care are întinse moșii în Polonia. Michael dădu din cap. Pământul e plin de prințese ai căror bărbați au vaste moșii în Polonia, spuse el. Am cunoscut-o la Paris, explică Sir Ralph. Când spuneam lumea, mă gândeam la Paris. Ce-a făcut? Ți-a furat ceasul? Te rog, spuse celălalt indispus. Nu spune măgării. Spun că e prințesă și încă foarte bogată. S-a certat cu soțul ei și a venit la Londra, unde ne-am văzut adesea. Ieri, ducându-mă să o invit la o plimbare cu trăsura, am constatat că dispăruse fără urme. Și-a plătit nota apartamentului imobilat pe care îl ocupa și a dispărut. Fără nicio îndoială, s-a întors la bărbatul ei, spuse Michael. Sunt lucruri care se întâmplă adesea. Nu vei mai auzi vorbindu-se de ea până ce nu va înainta actele pentru divorț, iar atunci toate jurnalele vor fi pline cu detalii despre afacerile, copilăria și maniile dumitale. S-ar putea chiar întâmpla ca jurnalele de duminică să-și publice vreun portret.
Sir Ralph clătină din cap distrat. Dacă nu m-aș fi așteptat la o astfel de interpretare din partea dumneavoastră, n-aș fi venit aici, spus el cu severitate. Nici nu poate fi vorba de așa ceva. Prințesa este o doamnă căreia i-am făcut mici servicii și care a avut bunătatea de a avea încredere în mine. Asta e tot. Atunci poate dorești să ți-o regăsesc, întrebă surprins Michael. Nu, nu e vorba de asta, spuse Sir Ralph. Această poveste are o urmă ciudată. Azi dimineață m-am întâlnit cu un prieten care m-a invitat la masă. Aveam o mulțime de treburi și n-am putut să fiu liber mai înainte de ora 1 fără 10. Nu aveam mașină, dar speram să găsesc fără prea multă greutate un taxi. Când am ajuns pe stradă, mi-am dat seama că ploua cu găleata și deci mi-ar fi fost foarte greu să dau de un taxi liber. Eram la câțiva pași de metrou și m-am decis să-l iau. Ce eveniment, exclamă Michael cu admirație. Într-un cuvânt, pentru a ne nu lungi discuția, reluă Sir Ralph, am schimbat direcția spre Oxford Circus pentru a merge spre Thames Embankment. Și aici începe o poveste de vină extraordinară, spuse el agitat. În timp ce eu urcam scările pe de o parte, prințesa cobora pe cealaltă parte. Nu mai spune, zise Michael, fără să fie deloc impresionant. Era modest îmbrăcată, aproape chiar sărăcăcioasă, continuă Sir Ralph. Am salutat-o, dar mă privi ca și cum nu m-ar fi văzut niciodată. Probabil că ai confundat-o, spuse Michael. Aș putea să jur că a fost ea, spuse Sir Ralph cu convingere. Mi-a fost imposibil să o confund. Ea are o mică aluniță tocmai sub urechea dreaptă, detaliu pe care l-am văzut cu precizie. Cum? Michael deveni ceva mai atent. O mică aluniță sub urechea dreaptă, ochi mari cenușii, sprâncene destul de pronunțate, o gură delicată și o bărbie rotunjită, întrebă el. Chiar așa, strigă Sir Ralph în marmurit. Dar Dumnezeule, o cunoști deci? O cunosc, răspunse Michael întunecat. Acum povestește-mi din nou totul despre prințesă. Cum ați făcut cunoștință? Am întâlnit-o la Paris și am fost prezent la operă, răspunse plin de răbdare Sir Ralph. De fapt, eu uitasem cu totul acest eveniment până nu mi l-a amintit ea. Ah, iată cum începe povestea. Când ți-a amintit toate acestea? Sir Ralph îi povesti în câteva minute întâmplătoarea lor întâlnire. Înțeleg, spuse Michael, mașina ei se afla în pană tocmai în fața porții dumitale. Cum mai fi putut să reziști rugăminții? Toate acestea erau minunat aranjate. Iată deci felul în care ai întâlnit-o. Oh, Kate. Îl dădu din cap. Kate? Întrebă Sir Ralph, nedumerit. În numele cerului, ce tot îndrugi? Michael nici nu-i luă în seama întrebarea. Mă simt obligat să te mai întreb anumite amănunte asupra întâlnirilor voastre, căci ai revăzut-o, desigur. Da, am revăzut-o. Era o femeie fermecătoare, spuse Sir Ralph. Și nu s-a interesat ea în mod special despre afaceri? Nu, nu prea se pricepea în afaceri. Aici te înșeli. Vrei să mă convingi că era o aventurieră? Nu avea nicio idee despre afaceri? Strigă triumfător Sir Ralph, căci trebuiam să explic fiecare lucru de câte trei ori. Michael se aplică și îl mângâie tocmai ca pe un copil rătăcit. Care sunt lucrurile pe care i le-ai explicat, îl întrebă el. Aici totuși se încurcă puțin, fie că Sir Ralph nu și-a putut aminti, fie că nu o vroia. Michael era așezat la biroul său cu capul în umeri judecând cazul. Mai întâi Flandenborough, apoi Boltover și acum Ralph Sampson. Ce punct comun îi lega? Sunteți în raporturi de afaceri cu Flandenborough, spuse el. Adică, întrebă Ralph prudent, există ceva comun între societățile voastre? Ce întrebare curioasă, dragă prietene, spuse Sir Ralph. O știi tot atât de bine ca mine că toți oamenii de afaceri de mare anvergură sunt mai mult sau mai puțin solitari. Eu mă ocup de căi ferate, de cariere și cu multe altele. Flandenborough cu navigația și mine de aur. Eu am interese în afacerile sale și el are participații între ale mele. Ca un om inteligent de afaceri, nu-i pomeni nimic lui Michael de proiectele sale
relative la portul Seahampton, de liniile ferate care se îmbinau și de trenul de aur, căci este o trăsătură comună a oamenilor de afaceri, de a ține secrete proiectele lor pe cale de realizare. Bine, spuse Michael, după ce zadarnic așteptase ca prietenul său să-i dea anumite lămuriri. Și care e cealaltă afacere de care vrei să-mi vorbești? Acum, Sir Ralph găsi mai greu să înceapă povestirea lui. E referitoare la ceva destul de delicat, Michael, căci este în legătură cu onoarea mea. Doamne, doamne, spuse Michael cu simpatie și puțin cam mecanici, căci gândurile lui erau ocupate cu o problemă mai importantă decât onoarea și cinstea lui Sapson. Și încă mai mult, este vorba de onoarea cuiva pe care o admirăm amândoi, spuse stângaș Sir Ralph. Iată, Michael, sunt logodit cu moia. Nu încă oficial, dar așa este. Și natural, săptămâna trecută n-am putut să o văd, atât cât aș fi dorit, căci am fost foarte ocupat. Sigur, spuse Michael tot cu simpatie, mi-ai vorbit despre prințesă, nu uit acest lucru. Ascultă, ești un om de lume, spuse Sir Ralph rușin, și ar trebui să mă înțelegi. Oricât ar fi, eu n-am putut să o văd prea des pe moia și, ca să spun adevărul, el se grăbi de a pronunța cuvintele moia are o aventură. O aventură? Repetă Michael încurcat. O aventură cu cine? Îl întâlnește zilnic în parc și se plimbă pe câmp, oprindu-se pentru a face schițe, explică Sir Ralph. Nu i-am vorbit încă lui Flentenborough, dar găsesc dezgustătoare lucrurile acestea. Dacă vrei să numești aventura un mic flirt al moiei, acesta n-are nimic dezgustător, deși cam neplăcut pentru dumneata, spuse Michael. Dacă ai ști cel puțin cum își petrece timpul logodnic adumitale, te-ai putea măcar feri să fii expus să te lovești de ea când ești împreună cu prințesa. Moia are o purtare riscantă și cine este flirtul ei? Un idiot de artist, spuse grosolan Ralph. Un om care a avut o expoziție de tablouri infecte. El n-are probabil niciun leu. Și este cât se poate de neglijent cu persoana lui. Chiar eu singur i-am văzut. El o tratează pe Moia într-un fel rușinos. Iar Moiei pare că îi place acest lucru. O bate oare sau ceva asemănător? Întrebă obosit Michael. Convorbirea a început să-l plictisească și dorea să fie singur pentru a putea gândi liniște la noua combinație pe care o descoperise. O compromite, spuse cu tărie Ralph, o ține de mână și o strigă copilule în public, insuportabil. Poți să avea toată încrederea în Moia, spuse Michael, n-ar face niciodată ceva care i-ar compromite viitorul. Cred că e foarte bogată, întrerupse Ralph. E curios câtă importanță dai banilor. Eu mă gândeam la chestiunea socială a viitorului ei. E o tânără persoană foarte rezonabilă. Un mic roman nu îi poate face niciun rău prea serios, Ralph. Dar, Dumnezeule, nu sunt eu logodnic cu ei, spuse furios Ralph. Am spus roman, răspunse apăsa Michael. Dumneata nu ești un roman, dumneata ești o afacere. Dar Sir Ralph nu se socotea satisfăcut. Poate dacă o întâlnești lângă el și dacă îi vei explica, s-ar putea să o influențezi. Nu voi face nimic, spuse decis Michael. Nu, Ralph, trebuie să-ți descurci singur afacerile dumitale sentimentale, fără ajutorul poliției. Sir Ralph se schimonosi. Nu o cunosc destul de bine pe Moia pentru a-i da sfaturi asupra unui subiect atât de delicat. Am cerut-o odată în căsătorie, dar acest lucru nu-mi dă dreptul de a accepta propunerea dumitale. Este o chestiune pe care aș vrea să o limpezesc mai înainte de plecarea dumitale, adăugă el în timp ce Sir Ralph își lua pălăria și mânușile. Prințesa ți-a pus vreo întrebare referitoare la o bancă unde dumneata ai fi asociat? Îți poți răspunde nu, fără a șovăi, răspunse Sir Ralph, după părerea mea. Dumneata te înșele asupra acestei doamne. Cum crezi, spuse Michael cu dispreț conducându-l. Capitolul 11. Lady Moia nu se mai recunoaște pe sine. Sir Ralph ar fi avut mai serioase motive de a fi neliniștit decât se aștepta și decât o bănuia Michael.
Amândoi ar fi fost lămuriți asupra situației dacă ar fi trecut într-o anumită duminică dimineața prin Cannon Street Station și ar fi văzut neliniștea crescândă a lui Mr. Alfonso Blackstone. Cu cât arătătorul ceasului din gară se apropia de ora 9, șeful trenului dăduse deja semnalul de pornire când Moya, alergând într-un suflet, traversă gara. Regret foarte mult întârzierea, spuse ea găfind, dar mi se oprise ceasul. Trenul se punea deja în mișcare când ei se instalară într-un vagon gol de clasa întâia. Mai există la ora 3 un alt vagon, spuse el cu seriozitate. Am fi avut timp să mergem la biserică. Ce idee bună! Niciodată nu mi-ar fi trecut mie prin minte așa ceva, exclamă cu admirație tânărul. Dar de altfel nici n-am întârziat trenul, spuse ea sec. N-ai uitat nimic? Ea căută din ochi șevaletul, cutia cu culori și diferitele accesorii ce nu lipseau niciodată la plimbările lor. N-a luat absolut nimic cu mine, răspunse ea cu sinceritate. Atunci cum vei putea desena? Nu voi desena, spuse ea. Am găsit că această zi e mult prea frumoasă pentru a fi pierdută. N-ai să devii niciodată un artist, spuse ea cu severitate. Unde mergem? Cred că am putea merge la Maidstone. Se pot face plimbări minunate prin locurile acelea. Am închiriat un taxi care ne va aștepta la gară și am plănuit să traversăm Sussexul și să mâncăm la Seahampton. Nu vreau la Seahampton. Tatăl meu este astăzi acolo. Iar ar fi putut adăuga că și Sir Ralph se afla acolo, dar din motive personale s-a gândit că este mai bine să treacă peste această informație. Sir Ralph reprezenta un subiect de care găsea că este mai bine să nu vorbească. Ea își privi vădit mulțumită tovarășul de drum. Niciodată n-ai arătat atât de bine ca astăzi, îi spuse ea. Ești bine ras. Pe zi ce trece, îți pierzi tot mai mult înfățișarea de artist. Un zâmbet te ilumină obrazul și râse de voiciune și fericire. În timp ce trenul trecea pe la periferiile orașului, el tot mai râdea încă. Își întinse picioarele pe banca din fața sa și își căută o țigare. Ea îl privea plină de veselie în timp ce el scotea din buzunar o cutie stridentă de galbenă, plină cu 50 de țigări, din cele mai ieftine, confecționate de fabricile din Virginia. Moiei trecu prin fața ochilor, port țigareturile scumpe în care bărbații din societatea ei își țineau prețioasele lor țigări egiptene sau siriene. Îți plac țigările? Întrebă ea. Cele galbene? Da, destul de mult. N-ai gusturi prea rafinate, glumia. De ce nu? Apoi se răzgândi și încercă să schimbe deodată discuția, făcându-l atent la priveliștea de afară. De ce nu fumezi țigările Gladians Machinopoulos cu un țigaret de chihlimbar împodobit cu diamante? Insinuie el. Fiindcă mica mea Moya sunt un biet pictor care trebuie să muncesc din greu și care a trebuit să economisească toată săptămâna pentru a-și putea permite această excursie. Iartă-mă, sunt atât de proastă, spuse ea. Mă ierți? Nu te voi ierta, spuse el, decât dacă îți bagi aceasta pentru totdeauna în cap, că sunt atât de sărac pe cât de bogată ești dumneata. Pentru ce n-am voie să uit acest lucru, întrebă ea. Deoarece atâta timp cât dumneata nu sărăcești, sau eu mă voi putea îmbogăți, ne vom întâlni destul de rar și nu vom avea ocazia să facem excursii prea des. Dar ce importanță au banii? Întrebă ea cu voce stinsă. I se păru deodată imposibil să vorbească curgător sau chiar explicit. Ea simți că are un nod în gât, iar vocea îi se răguși într-un mod neobișnuit. Când voi să-și aranjeze o buclă desfăcută, ea își dădu seama că mâna îi tremura. Niciodată nu trecuse printr-o astfel de stare de spirit. Inima îi bătea cu putere, avea o greutate în respirație și pe rând simțea cum o trec căldurile, ca apoi să îi se pară că îngheață de frig. El nu îi răspunse nimic, ea ședea alături de el și îl privea din când în când cu colțul ochiului. Apoi se simți deodată luată în brațe și înainte, ca să-și poată da seama de ceva, simți buzele lui pe ale ei. Asta s-a întâmplat într-un vagon de clasa întâia a expresului. Era un lucru care se putea întâmpla oricărui om obișnuit, se gândi ea, dar niciodată nu s-ar fi așteptat ca să-i se întâmple și ei
că acest procedeu atât de obișnuit să pare atât de minunat. Sir Ralph și Lordul Flentenborough aveau o întâlnire de afaceri cu autoritățile locale. A avut loc și o masă urmată de discursuri, în timpul cărora Sir Ralph s-a distins făcând o paralelă între vaporul care trebuia să aducă curierul din Africa de Sud, înapoierea vaporului Ulise și debarcarea primilor misionari creștini. Vaporul îi înștiință prin radio că nu credea să acosteze înainte de ora 9 seara. Mai târziu se hotărâ că plecările din Cap să fie făcute la o zi anumită, pentru ca vapoarele să ajungă la destinație sâmbătă. Pe chei se plimbau câțiva ziariști veniți anume din Londra, cu câțiva directori întovărășiți de soțiile lor. Noile trenuri au fost mult admirate, în special două furgoane, cu un caracter special pe care Sir Ralph le arătă doar unora din directori. O casă de fier pe roate ar fi explicația cea mai potrivită. Ele erau astfel construite pentru a putea suporta greutăți enorme. Sunt convins că Lordul Flentenborough nu va avea nimic de obiectat că vă fac cunoscut, spuse Sir Ralph micului său auditoriu, faptul că aceste două vagoane speciale vor transporta chiar din astă seară 20 de tone de bare de aur. La ce sumă se ridică valoarea lor? Întrebă un auditor interesant. 2.867.200 de lire sterline, răspunse Graf Sir Ralph, ceea ce reprezintă cantitatea de aur extrasă în timp de 6 luni din toate minele Lordului Flentenborough. Se auziră discrete exclamații care exprimau mirarea plină de admirație a directorilor. Se mai găseau la Seahampton turiști aplași de importanța acestui transport, dar care nu făceau parte din auditoriu. Unuia dintre ei, un bărbat foarte brun cu înfățișare de străin, nu gândi că ar fi necesar să meargă pe chei mai departe decât până la un mic bar din vechiul High Street. Acolo el se întâlni cu un alt bărbat care avea un obraz palid și un fel de a vorbi laconic. Totul e pierdut, îi spuse el încet. Ce nu merge? Îl întrebă celălalt pe același ton. Imposibil de corupt pe mecanic și pe șofer. Ei sunt doi vechi slujbași ai companiei. Amândoi au făcut ceva economii și nu s-ar lăsa mai ușor cumpărați nici chiar de însuși Lordul Flentenborough. Sper că n-ai insistat asupra acestui lucru, îl întrebă repede celălalt. Bărbatul palid clătină din cap. Am mers cât am putut de departe cu mecanicul, răspunse el. Am descoperit că are un fiu în Indii. I-am povestit că l-am cunoscut și că eram chiar prieteni, dar este un individ cu adevărat incoruptibil, Gregorie. Mă duc să dau un telefon lui Kate, spuse celălalt. Presupun că vom trebui să oprim trenul într-o oarecare loc și tare aș vrea să evit focurile de armă. Nu știi, mecanicii sunt înarmați? Ce nostim că mă întrebe acest lucru, spuse bărbatul cel palid, mângâindu-și barba. Bătrânul este pentru prima dată în viața lui înarmat. Nu vorbește decât despre asta și este cât se poate de mândru de calitățile sale de trăgător. Gregorie era foarte serios. Chei trebuie să fi prevăzut lucrul acesta, spuse el. În orice caz așteaptă-mă aici la ora 8, împreună cu Cunningham. Sunt bine pregătit pentru orice eventualitate. Millet mi-a dat o mulțime de directive pentru orice eventualitate. Ai văzut trenul? N-am reușit să mă apropii, răspunse celălalt. Am plecat în clipa în care Sapson și-a adus banda pentru a-l examina. Sir Ralph și-a condus musafirii de-a lungul trenului, până la locomotiva de un model cu totul nou, care trebuia să conducă convoiul până la Londra. Se pare că nu e complet terminată, spuse unul din invitați, arătând un lucrător care, cu greutate, încerca să facă o gaură în partea din față. Ralph râse. A uitat să facă un cârlic pentru lanternă. Înțelegeți, vreau ca trenul care conținea aurul să fie luminată în față de trei lumini verzi. Este foarte important ca el să se facă remarcat și să se deosebească în mod precis de celălalt. Din întâmplare, nu s-au făcut decât două cârlige în ateliere. Am fost foarte necăjit că își dădusem deja instrucțiuni precise asupra acestui punct. Dar nu o să ne liniștim din cauza unei lămpi, adăugă el bine dispus. Este bine știut că cele două ore, între 3 și 5 după masă ale duminicii,
sunt orele cele mai triste din cele 168 din care e formată săptămâna. După ce invitații s-au reîntors la Londra, Sir Ralph și Lordul Flintemborough s-au dus să odihnească în micul hotel al localității. Ralph își făcuse planul unei construcții mai somptoase pentru a putea primi o clientelă în creștere, căci era hotărât ca ei doi să meargă să salute Charter Queen la sosirea sa. La ora 3 după amiază, Sir Ralph își făcu apariția, fără nicio jenă, în apartamentul Lordului Flintemborough, care tocmai se culcase. N-ai primit o telegramă? Întrebă el. El ținea una în mână. O telegramă? De ce? Întrebă Lordul neliniștit. Citește. Telegrama cu semnătura lui Michael conținea următoarele. Două încercări simultane făcute pentru a forța casa de fier a biroului Austral-African Steamship Company, precum și seiful de la administrația centrală a societății miniere aparținând Lordului Flintemborough. Amândouă neizbutite. Cele două uși smulse cu nitroglicerină. Voi da confirmare telefonică. Lordul Flintemborough rămase cu gura căscată în fața lui Ralph. E foarte grav, spuse acesta din urmă. Am comandat un tren special pentru a ne înapoi la Londra, dar vom aștepta convorbirea telefonică mai înainte de a pleca. 10 minute mai târziu vorbeau cu Michael, care le repetă. Cele două uși au fost aruncate în aer și atentatul prezintă câteva puncte curioase. Nimeni nu putea să fie de față în niciunul din birouri în momentul exploziei. Nu s-a întâmplat niciun incendiu și după cât ne-am dat eu seama, nimic n-a fost furat. Cel mai bine ar fi să veniți, spuse, spre a vă putea da singur seama. Sunt cam încurcat, spuse Sir Ralph când închise telefonul. Mecanicul meu trebuie să conducă trenul de aur, dar este și șoferul meu personal. Nu trebuie un talent deosebit pentru a conduce un tren de aur, hotărâ Lord Flintemborough. Înlocuiește-l cu altcineva și să ne ducă cât mai degrabă înapoi la Londra. Trenul special e așteptat de mult. Când ajunseră la gară, Sir Ralph întârzie puțin pentru a da unele instrucțiuni șefului de gară. Apoi se urcă în tren care o porni spre Londra. Această dimineață de duminică era plină de interes pentru Michael. Telefonul trezi la 5 dimineața și telefonistul se scuză că greșise numărul. Deși obișnuia să se scoale cu 2 ceasuri mai târziu, el se îmbăie, se îmbrăcă și își făcu singur cafeaua fără a-și mai aștepta servitorul. Când coborâ în stradă, care era pustie, el a fost întâmpinat de una din acele minunate dimineți care deseori prevestesc o zi ploioasă. Începu să meargă fără nicio țintă. Numai dispoziția lămbia la această plimbare. O luă pe Marylebone Road și traversă Portland Place, fără a întâlni vreun om, doar din când în când câte un sergent. Și astfel ajunse la Piccadilly Circus, unde își cumpără ziarele de duminică de la un vânzător matinal. Apoi traversă Waterloo Place pentru a se duce în parc. Porțile tocmai se deschideau și în afara gardienilor parcului și a unui vagabond cu mersul adormit nu întâlni pe nimeni. Se așeză pe o bancă, la marginea lacului. Își trase pardesiul pentru genunchi, căci era o dimineață friguroasă și începu să examineze titlurile jurnalelor. Acestea nu conțineau nimic deosebit, însă Michael citi conștiincios articolele. Tot ce era în legătură cu viața îl interesa pe Michael Preterston și lui se potrivea deviza Homo sum, humani nihil, a mea alienum puto. Tibby Smith avea chiar obiceiul de a spune că Michael ar fi capabil să scrie o carte interesantă despre psihologia luptelor canine. Cel mai însemnat, cel mai meschin abuz de încredere, cea mai mică excrocherie comisă fie de un mare excroc pe cale de a chinui Londra, fie de un flac de nimic al periferiei, orice era pentru el un pretext de gândire și nimic din ceea ce i-ar putea folosi în viitor nu-i scăpase inteligenței. Tocmai citea procesul unui incendiator când auzi numele său pronunțat de o voce dulce. El ridică ochii și sări în picioare. Cum, dumneata Kate, spuse el, oare nu mai ai locuință?
Tânăra fată stătea la câțiva pași de el și avea o expresie ciudată. Cred că fatalitatea e ceea ce m-a împins să ies azi dimineață, spuse ea. Așează-te, Mike, și povestește-mi niscaiva noutăți. Nu arăta să fie supărată pentru felul mai puțin cavaleresc cu care se purtase Michael. Dumneata m-ai urmărit până aici sau eu am fost acela care te-am urmărit? Ți-am spus că este fatalitatea, spuse ea. N-am putut să dorm și am simțit nevoia să-mi scot Mercedes-ul. Spune-mi, ce face prințesa Bechevski? O întrebă el în timp ce ea se așeză lângă el. Prințesă? Bechevski. Sărmanul Ralph, în ce aventură l-ai mai băgat? Ea se aplecă înainte, picior peste picior, sprijinindu-și cotul pe genunchi și bărbia în mână. Nu ajung să-mi fac o părere despre dumneata. Ești atât de iscusit sau ai atâta șansă? Amândouă, răspunse el, dar fi bună și dăm detalii asupra proprietăților dumitale din Ural. Din Polonia, îl corectă ea. E vorba de mine, dacă nu mă înșel. Mine, spuse ea calm. Te-ai mira mult dacă ți-aș spune că am o mare moșie în Polonia? Nimic din ce mi-ai putea spune nu m-ar mira, afară de faptul că te-ai decis să fii o fată cu minte, să respecti legea. Strânse jurnalele și le aruncă într-un coș de hârtii ce se afla lângă bancă. Ea îi urmărea mișcările, vădit înveselită. Ce ordonat ești, îi răspunse ea, ce nostim lucru este să faci ceea ce ți se pare și să asculți de regulamente. Noi ascultăm cu toții de regulamente. Nu ești atât de originală cum crezi. Observ, de exemplu, că fusta ți-e scurtă. De ce nu porți o togă romană sau o rochie grecească? Fiindcă e împotriva regulilor. E absurd să te supui tocmai unora pentru a înfrunta celelalte. Câtă subtilitate! A fost singurul răspuns al Catiei. Îmi vei spune, prințesă? Te rog, nu mai spune, prințesă. Îi răspunse ea liniștit. Ei bine, atunci, bogată proprietară, ai să-mi spui ce ai vrut de la Ralph? Mi-a vorbit de dumneata în termenii ce mai frumos. Ei sucit capul în noaptea întâlnirii voastre. Atunci ai avut cu dumneata o baghetă magică? Am avut-o în convință ea. El observă că nu era chiar așa de bine dispus ca de obicei. Te surmenezi, Kate, îi ceri prea mult persoanei dumitale. Doctorul ar trebui să-ți interzică să săvârșești mai mult de o escrocherie pe lună. Ea zâmbi. Cât de subtil ești, repetă ea cu nepăsare. Nu cred că mi-ai face o destăinuire sinceră și completă, insinuă el. Nu ești, nu-i așa, femeia care se izbucnească în plâns și care să-și ușureze tânăra sa inimă plângând pe umărul meu? Să plâng? La asta nu m-am priceput niciodată. Kate, spuse el, da, o știu. Am să-ți fac o mărturisire, spuse ea privindu-l drept în ochi. Noi suntem pe cale de a face ceva care are mare însemnătate. Ceva din calea afară de mare, de o îndrăzneală care n-a fost încă concepută până acum. Și o vom face astăzi. Vrei să știi pentru ce am fost la Flattenborough? Pentru ce mi-am pierdut vremea cu un personaj atât de ridicol ca Ralph Sampson? Aceștia vor fi cele două victime ale mele, adăugă ea după o clipă de gândire. Pentru a-mi asigura reușita proiectului meu, m-am aranjat ca în această zi de larmă mare, acești doi domni să nu fie la Londra. Nu pot să spun mai mult de Mike. E ca într-un serial. Închei povestirea în cel mai interesant loc. El se uita atent în ochii ei. Aș dori ca dumneata să nu fii, spuse el. Să nu fiu unde? Întrebă ea. În această afacere, continuă el. Dar aș vrea să nu fie amestecată în această afacere. Poate că într-una din aceste zile mă voi cuminți, răspunse ea. Și atunci vei putea să-mi dai recomandări pentru un serviciu de 800 de franci pe lună. Aș fi o secretară ideală pentru dumneata, Mike. Cartierele mărginașe n-au niciun secret pentru mine. Ai putea să-mi încredințezi tot serviciul amprentelor digitale. Și ce crezi că s-ar întâmpla? Continua ea. Dacă m-aș duce la Arm du Salut, unde aș mărturisi că am fost foarte păcătoasă până atunci, dar că m-am hotărât să mă îndrept, îmi vei da concursul? N-am bani, dar am un suflet cinstit. Atunci, Mike, mă vor întrebuința timp de o săptămână să tai lemne cu fierăstrăul.
Apoi îmi voi găsi postul de secretar al unei guvernante la o familie religioasă și binecuvântare. Vezi, Mike, chiar pentru a fi cinstit trebuie să începi cu prima treaptă. E imposibil să te înalți deodată. Nu pot suferi oamenii de treabă. Michael îl încuviință. Nici eu nu îi pot suferi, răspunse el. Prea ascut ochii cu bunătatea lor, dar bunătatea nu e întotdeauna aspră sau acidă. Se poate să fie doar bunătatea pur și simplu. De exemplu, continuă el, eu sunt bun. Și eu sunt rea, spuse ea, și chemând în ajutor o vrabie care tremura de fric pe o ramură din apropiere, ea adăugă, ei bine, alege dintre noi doi. Michael izbucni în râs, dar imediat redeveni serios. Destăinuirea dumitale mă pune pe gânduri. Nu pot crede că ai mințit considerându-te femeie, dar nici nu pot pe de altă parte să mă las impresionat de vorbele dumitale, considerându-te excroacă. Sunt destul de familiarizat cu metodele dumitale pentru a ști că prezența dumitale nu e absolut necesară pentru executarea unei fără de legi, așa că n-am nimic de câștigat dacă te arestez. Săracul meu, Mike, îl bat jocoria. Săraca mea, Kate, o maimuțări el aidoma. Tânăra fată își dădu imediat seama de nota de sinceritate din vocea lui Michael. Kate, acestea nu pot ține la infinit, reluă el. Într-una din zile vei fi prinsă și gândește la urmări, la groaznica viață care te așteaptă la Hailesbury, unde fiecare minut pare un ceas și fiecare ceas o eternitate. Gândește la lucrurile groaznice pe care va trebui să le faci. Să freci parchetul, să speli rufe, să coși saci. Gândește cum vei trebui să mergi în fiecare duminică la biserică. Gândește la felul cum vei fi examinată și batjocorită de prietenii ministrului de justiție, care vin să viziteze închisoarea. Când toate acestea se vor întâmpla, eu voi fi moartă, spuse ea. Cred în intențiile bune ale vorbelor dumitale, Michael Preterstone. De aceea îți răspund următoarele. Nimeni, dumneata sau oricare altul, n-aveți puterea de a mă face să gândesc sau să simt altfel decât ceea ce gândesc sau simt. Nici o putere din lume nu poate dărâma principiile pe care este clădită viața mea. Am citit tot ce se poate citi în legătură cu filozofiile creștine sau păgâne. Toate argumentele îmi sunt cunoscute, de la simplitatea Evangheliei până la manifestările ateilor profesioniști. Nimic din toate acestea nu m-ar putea clinti niciun pas măcar. Nu mă atinge nici rațiunea, nici misticismul și nici rugăciunile. În fața lor mă simt ca de piatră. Ea își duse mâna albă la sân și el se minună de ironia privirii ei. Sărmanul meu, Michael, spuse ea, dacă religia m-ar fi putut influența, gândește numai la șansele pe care le-aș fi avut. Aș fi putut să mă mărit cu Ralph Sampson, să-l determin să-mi iau o verighetă pentru degetul meu micuț. Flentemboro era cât pe ce să-mi ceară mâna. Este destul de sentimental. Ai știut-o? Toți oamenii suferinți de stomac sunt sentimentali. Între două crize, filozoful Michael. Fără ca ea să fi avut nevoie, el îi întinse mâna tinerei fete pentru a o ajuta să se ridice și apoi plecară împreună din parc. Motorul Mercedesului se răcise și el învârti manivela pentru a-l porni. La revedere, Michael, îi răspunse ea. La revedere, Kate, îi răspunse el. Îți dau întâlnire la curtea cu juri. La orele două ale aceleiași după amiezi, sergentul din Morgate Street auzi prima din cele două explozii care trebuiau să turbure atât de puțin de mult poliția în ziua aceea. Michael se afla peste o jumătate de oră la fața locului, unde după o grabnică anchetă trase concluziile pe care apoi le comunică lui Sir Ralph. Atunci descoperise el că nici Lord Flentemborough, nici Ralph Sampson nu se aflau la Londra în ziua aceea, deși pe moment el a fost impresionat de declarațiile tinerei fete. El le-a respins apoi, căci le-a luat drept lăudăroșenii pe care el a inventat pentru a se distra. Mergând spre locul atentatului, el își blestema nebunia de a fi neglijat avertismentul. El s-a simțit oarecum ușurat când a constatat că, după toate aparențele, nu s-a putut fura nimic. În ambele cazuri, o mașină infernală a făcut ca ușa de oțel să sară în aer.
dar hoții n-au beneficiat de tentativa lor. Sergentul, care auzise prima explozie, îi spuse că a fost la fața locului imediat după 3 minute și a avut și timpul necesar să pună pe un coleg să supravegheze curtea imobilului în acest timp. Nimeni n-a intrat și nimeni n-a ieșit. Flacăra provocată de explozia din Bartolomeu Clos a fost văzută din stradă. Casa de piatră era o piesă de ciment în care ardea ziua și noapte o lumină și deși aceasta a fost stinsă din cauza violenței exploziei, i-a fost posibil sergentului să supravegheze din stradă camera. De asemenea, și el afirmă că nimeni n-a intrat și nici n-a ieșit după explozie. Iată ceea ce este curios, spuse Michael. Tibby Smith a venit la chemarea lui expresă și șeful era tot atât de mirat ca și subalternul său. Flentenborough ți-a spus că se întoarce? E pe drum, spuse Michael. Știi ce cred? Spuse Tibby Smith după o clipă. Cred că totul nu-i decât o cursă. Niciodată n-au avut intenția de a jefui casele acestea de fier. Lovitura se va da, desigur, în altă parte, Mike. Cheamă ajutoare. Michael primi acest ordin cu plăcere, căci îl și dăduse din propria lui inițiativă și roiul de detective agenți se îndreptau în acea clipă spre Scotland Yard, din toate colțurile Londrei.